Elena a plecat prima din casă. În familie erau două fice, dar pe cea mai mare o alintau întotdeauna așa, cu dragă Elena. Cea mai mică, Galina, gândea morocănos că părinții se lingușesc. Lena era diferită ca temperament. Nu a moștenit nimic de la tatăl și mama ei. Poate că a fost luată de la orferinat sau chiar schimbată de moașe. Părinții oameni creativi, nu de pe lumea aceasta. Ambii pictori Acasă, dezordine creativă. Galina a văzut cu ochii ei cum tatăl, visător, amesteca supa pe aragaz cu mânerul pensulei. În familie, banii erau ora goi, ora plin. Când vindeau un tablou, atunci părinții se adunau cu prietenii la cafenea. Iar dimineața următoare împărțeau câteva pachetele de zahăr în patru cești de cafea. După numărul membrilor familiei. Seara mâncau cartofi goi. Doar îi fierbeau și îi mâncau. Elena, însă, în ceea ce privește viața și bunăstarea, avea o prindere de fier. Știa exact ce îi trebuie. O fată frumoasă, o blondă naturală. Aspectul ca al actrițelor din filmele mute. Se pare că o astfel de doamnă nu are treabă cu cariera. Dacă ar apărea un conte care să o așeze într-un castel. Ea ar fi la locul ei acolo. Dar în același timp, Galina considera că Lena are creier de găină. La școală avea numai note de patru, atât de rare pentru sora ei, încât meritau sărbătorite la cafenea. Iar notele de trecere îi se atribșau pentru că, dacă ar fi primit doi, ar fi creat probleme nu doar pentru Elena, ci și pentru cadrele didactice. Și unde să se repedă după absolvirea clasei cu astfel de performanțe? Părinții nici nu apucaseră să-și ia mâinile de pe cap în dezamăgire, când Elena i-a pus în fața faptului împlinit. Plec la St. Petersburg, voi trăi și munci acolo. Dar cine te așteaptă acolo? A scăpat de la mama. Lena s-a uitat la ea ca la una fără minte. Păi nu pot rămâne aici. Ce fel de viață e aici? Dar părinții deja făcuseră planuri în mintea lor. Construiseră un plan, Lena se va căsători cu unul dintre numeroșii ei curtenitorii. După ea alergau feii părinților bogați. O viață lipsită de griji pentru fiica lor ar fi fost asigurată. Dacă dorea, putea termina universitatea. Dacă e secția cu plată, atunci nu se așteaptă abilități speciale de la studenți. Părinții vor îmbătrâni. Și Elena, sigură pe sine, niciodată complexată, capabilă să pună pe oricine la punct, va fi sprijinul lor în bătrânețe. Va apăra interesele lor. Dar totul s-a întâmplat exact invers. Elena a ajuns la Sankt Petersburg, a coborât din tren și a intrat într-un centru comercial imens, strălucitor de lumini. Stătea pe o bancă în mijlocul acestei splendori și bea cafea când o femeie s-a apropiat și a întrebat, nu vrei un job? Elena nu a stat mult vânzătoare. După doar două luni a devenit administrator al unui club sportiv. A început o relație cu cineva. Părinții au înțeles, fiica nu se va întoarce. Și nu ea trebuie să-i ajute, ci ei trebuie să o ajute la început. În acel moment nu aveau bani deloc. Atunci au luat-o în familie pe bunica, mama mamei, au vândut apartamentul și cabana ei. Cu acești bani au decis să-i cumpere Elenei o locuință în Sankt Petersburg, să caute ceva la periferie, să iasă mai ieftin și un apartament separat. Elena a spus nu, vreau un centru. În centru, banii au ajuns doar pentru o cameră de 10 metri pătrați, distrusă. Nu cu vreun renovare de la bunica, ci una fără podea, unde trebuie să așezi plăci, să cureți pereții de mucegai negru și să ți ferestrele deschise o săptămână. Și atunci poate că va dispărea mirosul de alcool. În trecut, aici a locuit un savant alcoolic și puțin nebun. De multe ori au vrut să le evacueze, dar studenții lui, oameni influenți, l-au apărat și profesorul a fost lăsat în pace. Restul apartamentului era într-o stare puțin mai bună, dar tot înfricoșător de privit. Dar cel puțin Elena avea doar doi vecini. O bătrână pota și o tânără studentă orfană. Părinții ei muriseră într-un accident de mașină. Când s-a împărțit moștenirea, au schimbat apartamentul. Alexandra a primit o cameră într-un apartament comun. Cunosc când vecinii, părinții Elenei s-au mai însăflețit. Acum renovarea nu mai părea o sarcină insurmontabilă pentru oamenii creativi. Ci un act de caritate, oportunitatea de a face o faptă bună. După ce au adus apartamentul măcar la un minim de ordine, ei ar fi făcut un bine nu doar fiicei lor, ci și bătrânei și studentei despre care nu avea cine să se îngrijească. Neajutorarea ambelor era evidentă. Bătrâna, se pare, era la limita senilității, iar studenta era o rudă de suflet. În viitor, o creatoare de bijuterii. Lucrând până târziu în noapte în camera ei, confecționa bijuterii simple pentru a avea un venit suplimentar la bursa ei. După ce părinții i-au asigurat o cameră, au considerat că nu mai datorează nimic fetei. Părinții Elena au vândut tablourile, cele mai dragi inimilor. Inițial au vrut să le păstreze pentru ei și apoi să le transmită copiilor. Acasă a rămas doar o singură pictură: portretul mamei, pictat de tată. Mama era foarte tânără în ea, mai tânără decât este acum Lena. Alți artiști nu apreciau această lucrare. Spuneau că este prea primitivă, fără subtilitate. Fata în rochie albastră tricotată stă lângă un mesteacăn. Părul blond desfăcut privește în jos. Visătoare. Ei bine, ce spui? O astfel de Alina. A remarcat cu condescendență prietenul tatălui. Și a adăugat, ai putea chiar să pictezi lebede pe un lac și pisoi într-o cutie. Vor cumpăra pentru casele de la țară doar să nu cer prea mult. Încă de atunci, Galina a considerat că nu există copaci mai frumoși decât mestecenii. Nu sunt rochii mai bune decât cele albastre. Și fete mai frumoase decât mama ei. Lăsând-o pe Galina în grija bunicii, părinții au petrecut întreaga vacanță în Sankt Petersburg. Banii au ajuns doar pentru materiale. Angajarea profesioniștilor era deja imposibilă. Așa că părinții, suflecându și mânecile, au făcut totul singuri. Au văruit, au pictat, au pus faianța. Când apartamentul a ajuns la starea de sărăcăcios, dar curat, părinții au mutat-o pe Elena acolo. Dar ea a rămas în căminul comun doar câteva luni. Tot acest timp a fost dedicat obiectivului pe care ea îl vedea atât de clar și pe care părinții ei nu-l vedeau. Elena s-a măritat și s-a mutat la soțul ei. Chiar dacă era în suburbie, măcar era o vilă. Casa luxoasă i-a permis să se împace ușor cu distanțele. În plus, Elena avea propria mașină. Și cu camera ce se va întâmpla? Au întrebat părinții Elenei, venind la nuntă. Vânzare. Cu tinerii de azi te poți aștepta la orice. Sunt gata să renunțe la locuințe pentru a călători peste hotare și a umple internetul cu fotografii. Nu, nicio vânzare va rămâne în familia noastră. Niciodată nu știi cum se va întoarce viața. A spus Lena. Părinții au visat departe. Acum vor putea scufunda în tinerețe o dată pe an, venind în Sankt Petersburg, să picteze. Arhitectura, natura nordică. Și de asemenea pot ținându-se de mână să se primbe pe străzi, să meargă la teatru, să stea în cafenele deschise. Galina a întrebat: Și eu? Galina era o elevă de 10. Așa că pentru ea părinții au gândit un plan propriu. Va termina școala, va intra în institut. În oraș era doar un singur politehnic. Dar asta era înainte când inginerii erau de plâns și se făceau glume despre salariile lor mici. Acum, un om cu un diplomă tehnică era un cadru valoros. Galina va obține diploma, se va angaja într-un loc bun, va găsi printre colegi un tânăr și promițător din punctul de vedere al Galinei, a rezultat o nedreptate și o insultă. Pentru Elena au vândut tot. Nu a rămas nimic de valoare acasă. Și tocmai ei, Galinei, i-a trebuit să trăiască cu bunica sa într-o cameră, să suporte capriciile vârstei. Adică Elenei, Petersburg și milionarul, iar ei institutul cu matematica pe care niciodată nu a iubit-o, fabrica murtară. Orașul se sufoca din cauza emisiilor sale și un tocilar ca soț. Și apoi va trebui să aibă grijă de părinți, pentru că ea este fiica cea mică și la îndemână. Elena, dacă bine ar fi, ar trimite bani. Decizia a fost luată instantaneu. Seara Galina le-a spus tatălui și mamei, acum plec în Sankt Petersburg. Avem o cameră acolo. Avem. Acolo voi trăi. Nu vă faceți griji pentru restul. Dar noi am lăsat acolo un chiriaș, a spus mama tremurând. Apoi sunați-le și spuneți-i să plece. Doar să lase cheia. Dar el plătește. Voiam să economisim acești bani și apoi să venim o dată pe an și să trăim pe ei în timpul vacanței. Ar fi fost atât de bine dacă totul s-ar fi potrivit. Băiatul pleacă acasă pentru vacanțe, iar noi ne odihnim în Sankt Petersburg. Înainte credeam că ai luat-o pe Elena din orfelinat. Prea mult își păzește propriile interese. Dar acum cred că eu sunt copilul abandonat. Oare se poate așa ceva? Unul este totul, iar celălalt nimic. În aceeași seară, mama a sunat la acel student și a spus că planurile s-au schimbat și l-a rugat să elibereze camera. Galina a plecat în capitala Nordului, a intrat la colegiul medical pe buget, hotărând că trebuie să se agațe de ceva, să se stabilească, iar apoi poate merge la institut. Dar la colegiu a terminat cu greu, pentru că s-a măritat și înainte de absolvire era deja însărcinată. Galina nu a ajuns la soțul milionar și anume foarte mult. Valentina al ei a venit doar din provincie și s-a ocupat de serviciul auto. Poate el o vedea pe Galina ca pe o locuitoare din Sankt Petersburg cu locuință și el se gândea că trebuie să înceapă de undeva, să se agațe de ceva. Valentin trăia în chirie și camera Galinei, ca și apartamentul în întregime, l-a apreciat ca fiind promițătoare. Chiar și-a frecat mâinile. Să treacă metri pe numele tău, a spus el, având în vedere rudele din partea soției. Acolo am un plan să răpesc camera, chiar dacă cu greu, dar totuși am reușit. Lena și soțul ei au plecat în Europa. Soțul ei avea o afacere în Anglia. Pe acest fundal, Galina însărcinată, care își frângea mâinile și care nu avea unde să aducă copilul, părea o creatură de pe altă planetă. Sora a semnat un act de donație, ca și cum ar fi rupt ultima legătură care o lega de patrie. Uite, i-a spus soției sale Valentin mulțumit. Bunica asta va muri curând. Putem semna un contract cu ea că îi cumpărăm chefir până la moarte, îi aducem validol. Iar ea ne transferă locuința pe numele nostru. Ne vom înțelege. Valentin era sigur de asta. Și cea de-a doua vecină? A întrebat Galina. În timpul cât a trăit aici, nu a reușit să se împrietenească nici cu Maria, nici cu Alexandra. Așa s-a întâmplat. S-a format între ei o antipatie reciprocă. Galina nu era obișnuită cu condițiile comunitare și nu intenționa să se obișnuiască. Ea trăiește într-o cameră și aceasta este teritoriul ei. Tot restul nu o privește. Pe stradă ordinea este menținută de măturători, în scara blocului, de femeia de serviciu. Ei bine și aici, probabil, de asemenea cineva. Cineva era Alexandra. Poți atârna lista de serviciu pe ușa băi cât vrei tu, dar Maria mergea cu un baston. Alexandra o compătimea pe bătrână. Și când aceasta încerca să se ocupe de curățenie, ea îi lua găleata și mopul din mâini. Și încă o desena pe Maria. Aceasta avea un chip nobil, trăsături fine, coroane de păr alb ca zăpada. Se vedea sângele nobiliar. A se certa cu Galina era prea scump pentru sine. Alexandra nu știa cum să facă scandal. Desigur, puteai să-i spui totul vecinei tale Dar Alexandra știa din experiență că Galina va spune ceva de genul Dacă ție-ți trebuie, tu curăță și va trânti ușa în fața feței Și dacă te gândești la toate acestea, dacă te simți ca un servitor când speli podelele în tot apartamentul Atunci mai târziu o să-ți ardă obrajii și o să-ți tremure mâinile Și nu vei putea să pictezi și cu atât mai puțin să faci o muncă minuțioasă de bijutier Alexandra se distra, spăla podelele și bea pentru a nu cultiva ura în suflet. În plus, Alexandra avea un punct slab. Și acest punct se numea porc. Odată, Alexandra a fost rugată să găzduiască un mini porc pe care cunoștințele cunoștințelor transportau din punctul A în punctul B și era nevoie de un punct C intermediar. Atunci nu era nimic de discutat. Porcul mic părea o jucărie vie. Dar planul stabilit s-a prăbușit. Prietena a spus că prietenii ei s-au evaporat undeva. Ea nu poate lua purcelul acasă. Are un copil mic. Și să-l țină Alexandra, ai tu un caracter angelic, vecina ta bătrână la fel, să găzduiască purcelul la ea până când îi se va găsi o altă familie. Nu s-a găsit o familie pentru porc. În acel moment în apartament trăiau doar Alexandra și Maria. Ultima vorbea cu porcul ca și cum ar fi fost un copil. Ea îi citea poezii și îl servea cu fursecuri cu bucăți de ciocolată. Oricum, își citea poeziile tuturor. Când avea putere, cobora jos, se oprea pe bulevard și le recita trecătorilor. Poeziile erau frumoase, dar oamenii erau confuzi. Căutau cu privirea vrocăciulă, un bol unde să poată lăsa bani. Cei mai îndrăzneți încercau să strecoare bancnote în mâinile mici. Îmbrăcate în mănuși de dantelă. Maria își ridica bărbia. Poeziile sunt darul meu pentru voi. Oamenii ar trebui să-și ofere unul altuia cele mai de preț lucruri. Și numai atunci lumea va rezista. Porcul, căruia bătrâna îi alesese numele Hamlet, se plimba în lesă, ca un cățel. De fapt, era foarte curat. Alexandra, care știa că mai devreme sau mai târziu vor apărea vecini care vor cere să fie evacuat Hamlet, încă suporta povara suplimentară, ea devenise femeie de serviciu pe bază voluntară. Și dacă se revolta împotriva faptului că trebuie să facă curat zilnic în apartamentul comun, atunci doar în sufletul ei. Dar cealaltă vecină? A întrebat Galina soțul. Și cu ea e totul simplu. Îi cumpărăm o locuință în același adăpost de vagabonzi unde o să suport eu porcul ei. Galina a tăcut. Și-a amintit expresia feței lui Valentin când a venit pentru prima dată în vizită la ea. S-a spălat pe mâini înainte de a se așeza la masă. Și atunci, Hamlet a apărut din cameră. Vei vorbi tu? a întrebat Galina. Mai bine tu! Poate vei găsi o abordare cu toate aceste lucruri feminine ale tale. Vei apela la mila lor. Gen, avem un copil, avem nevoie de spațiu. Atunci mergem împreună tu vei sta lângă mine. Și dacă ea nu este de acord, spune că altfel vei tăia porcul. Vei face asta singur. Ea va fi de acord, nu te îndoi. Pentru acest porc își va vinde sufletul. Într-un fel, ai noroc că trăiești cu doi nebuni. Haide să începem cu varianta slabă. Galina a sugerat pentru a câștiga timp. Varianta slabă este bătrâna. Galina a văzut-o singură îi este chiar greu să ridice ceai micul ca să toarne apă fierbinte în ceașcă. Cu siguranță va accepta să angajeze ajutoare gratuite. Au fost momente care au îngrijorat-o pe Galina. Dar nu voia să se gândească la asta. Nu voia deloc să devină bună pentru bătrână, ca aceasta să o tragă de mânecă la fiecare problemă. Valentin este plecat întreaga zi de acasă. Și ce o așteaptă pe ea, Galina? va trebui să se descurce între un copil mic și o bunicuță care va dori să îi se scarpine călcâiele. Trebuie să încheie un contract pentru ca bătrâna să nu se răzgândească mai târziu. Și acolo să scrie clar ce îi datorează ei. De exemplu, să aducă alimente din magazin și să cheme doctorul, doar pentru ca Valentin să nu dea de gol că Galina are educație medicală. Altfel va începe. să mă măsor tensiunea, să-mi faci o injecție, aceste pastile ajută sau nu. Și al doilea moment interesant. Să știi cât timp va mai trăi bătrâna. Întâlnind-o pe Maria în coridor, Galina o privea cu un ochi răpitor, Sperând să observe mai multe slăbiciuni. Bătrâna mergea șovăind, se sprijinea greu pe baston, picioarele deja nu o mai țineau. Era o filită. Și când spăla vasele în bucătărie. Farfuriile îi alunecau din mâini și se spărgeau. Și nici măcar nu putea mătura bine cioburile. Cele mai mici nu le vedea pe podea. Există încă o opțiune, în caz extrem. Dacă bătrâna va trăi mai mult decât e decent, va trebui să se ocupe pentru a fi declarată incapabilă. Dacă nu se poate îngriji singură, atunci poate fi evacuată într-un azil de bătrâni. Dar nu poți scăpa de asta. Mai întâi trebuie să câștigi încrederea Mariei. Acest lucru nu va fi deloc ușor. Deoarece Galina a fost deja nepoliticoasă cu bătrâna de mai multe ori. Acum va trebui să-și schimbe tactica. Galina nu îndoi că în cele din urmă va reuși să convingă bătrâna. De aceea nu a amânat conversația până la ultimul moment. În ziua următoare a așteptat-o pe Maria în bucătărie, când aceasta își pregătea terciul de ovăz. A oferit ceai cu tort. Pentru Galina, rezultatul a fost o surpriză totală. Bătrâna și-a strâns buzele și a întrebat rece, ce doriți de la mine? Vreau să vorbesc. Maria nici măcar nu s-a așezat la masă, deși Galina a invitat-o, o stătea, sprijinindu-se nu pe un baston, ci pe două. Așa se deplasa când avea o zi deosebit de grea, când totul o durea. Galina, care se pregătise pentru un ton bulând și protector, de parcă ea ar ști mai bine ce este bine. Bătrânii sunt ca niște copii mici. Trebuie să le explici totul, Acum Galina, însă, și-a devenit confuză și a început să vorbească despre îngrijire și grijă. Nu vreau, a spus pur și simplu Maria. Nu vreau ca cineva să se amestece în viața mea. Galina, înțeleg ce doriți în cele din urmă. Doriți să preluați camera mea? Dar asta nu se va întâmpla. Am o nepoată și voi scrie testamentul în favoarea ei. De ce nu te vizitează sau te ajută nepoata ta? Galina, deja frustrată de distrugerea planurilor sale, nu s-a mai abținut. Vocea ei suna rău. Și asta nu e treaba ta, a spus bătrâna. A trebuit să lase un raft în bucătărie. Și sprijinindu-se greu pe celălalt baston, a mers încet spre camera ei, luând cu ea o oală mică cu terci de ovăz. Nu a vrut să vadă Galina nici măcar pentru un minut în plus și să mănânce în prezența ei. Seara, Galina i-a povestit totul soțului ei. Valentin nu a crezut-o, hai că ești serioasă, ea blufează. Nimeni nu a văzut acea nepoată. Se pare că bătrâna vrea nu doar ca noi să-i aducem chefir, dar și să-i dăm bani. Trebuie să insistăm. Cum? Ea a trăit toată viața aici. Originară din Sankt Petersburg, ea cunoaște valoarea camerei sale. Din tonul ei, pare că nu are de gând să cedeze. Dacă ea este atât de originară, atunci sigur își amintește anii 90 Și trebuie să vorbești cu ea în acest spirit Valentin s-a dus la bătrână singur I-a spus galinei să nu se amestece, altfel va spune ceva patetic Aici trebuie să fii ferm S-a întors după 20 de minute Gulerul că mă și desfăcut, gâtul transpirat, clar nu fusese în vizită, ci parcă în saună da, ea este atât de bătrână încât nu se teme de nimic, a răspuns el la întrebarea mută a Galinei. Cu ce o vei speria, oricum va urmâine. Despre ce ați vorbit? Maria i-a povestit Alexandrei. Ea a adus biscuiți până la camera ei. Cu acești biscuiți au băut ceaiul. Restul l-a mâncat Hamlet. Era deliciul lui preferat. Știi, Alexandra, ce mi-a propus? O mică familie la parter, undeva la periferie. Acolo, spune el, este un parc peste drum și o clinică medicală aproape. Zice, ce altceva ai mai putea dori? Stând pe pat, poți ajunge în orice colț al camerei. Alexandra nu se aștepta ca vecina ei bătrână, care a văzut atât de multe în viața ei, să fie atât de deranjată de un simplu grosolan. Maria, calmați-vă! Împotriva voinței dumneavoastră, nimeni nu vă va forța să vindeți sau să schimbați nimic. Este pur și simplu imposibil. Știi, draga mea, ce este supărător? Probabil că este prostia mea. Dar mi-am spus că odinioară acest apartament aparținea complet familiei mele, începând cu străbunicul și străbunica. Și am trăit aici toată viața. Ei bine, nu transplantezi un copac bătrân cu rădăcinile sale. Vreau să plec în zidurile natale. Ele m-au primit, ele mă vor conduce. Spun toate acestea, dar eu însum văd. Valentin bate cu degetele pe masă. Pentru el, toată această lirică este ieftină, lirică străină care nu valorează un ban. El nu vrea să o audă și nu aude. Adică tot ce i-am explicat, el a ignorat cu urechile și cu inima. Întreabă, poate te vei gândi încă o dată, clătinându-și capul, zicând nu întreabă. Și apoi spune atât de veninos. Se pare că noi cu soția mea am intrat într-o situație dificilă. Voi cu mirosul vostru de bătrâne ați parfumat întregul apartament. Curând veți începe să pierdeți lucrurile în coridor, iar noi trebuie să creștem un copil aici. Soția a oferit să aibă grijă de tine, răutăcioșii s-au aprins. Și nici nu vrei să te muți într-un spațiu locativ separat. Ei bine, atunci dați vina pe voi în șivă. Alexandra voia să sară din loc, să meargă la vecini. Cel mai bine este să dai cu piciorul și să deschizi ușa. Maria și-a atins mâinile. Calmează-te, copilă. I-am refuzat și voi rămâne fermă pe poziție. Dar iată ce mă întristează. El putea să-și dezvăluie cărțile și să ceară frumos. De exemplu, că are o familie tânără, vor avea copii, ne va fi greu să-i creștem, spațiul este strâmt. Suntem gata să vă cumpărăm un apartament unde vă va fi confortabil și să vă oferim și o sumă de bani în plus. Cu respect față de mine. Dar el a încercat să mă înșele, pe mine, o bătrână. Așa cum se spune acum. Să călătorești pe gratis. Poate că va avea noroc. Poate că eu, bătrâna, voi accepta dar el s-a pedepsit singur. Dacă aș fi avut cu el relații bune, așa cum avem noi doi, aș fi putut să-i las apartamentul copilului lor prin testament. Până la urmă, nu am nicio nepoată. Hamlet se freca cu călcâiul de piciorul Mariei, cerșind ceva bun de mâncare. Ea i-a întins un sandviș în palmă. Ia, dragul meu, ia! Sunteți mult mai bine crescut decât unii oameni. Acum este rândul meu, a spus Alexandra. Mai exact, al nostru cu Hamlet. Ne vor da afară. Aveți dreptate. Să obțineți întreg apartamentul. Dacă nici măcar nu v-au pomenit despre o sumă suplimentară, înseamnă că Valentin numără fiecare rublă. Așa s-a întâmplat viața, că Hamlet mi-a rămas singura ființă apropiată. Aș putea încerca să-i găsesc pe cineva care să aibă grijă de el, dar Galina și Valentin nu se vor opri aici. Chiar dacă voi trăi aici singură, ei tot îmi vor propune să mă mut undeva într-un loc plin de gândaci. Știi, draga mea, poate pentru tine este chiar bine. Neașteptat, a spus Maria. Alexandra s-a mirat atât de mult încât s-a văzut pe fața ei. Chiar și gura ei s-a deschis puțin. De ce? Vedeți, dumneavoastră, Maria a tăcut câteva secunde. Nu prea sunt fapte bune care se întâmplă în această casă. Comunicarea cu dumneavoastră pentru mine este sufocantă. În dumneavoastră găsesc al meu al doilea eu. Dar aș fi foarte fericită dacă v-ați muta undeva în alt loc, nu, nu, nu vreau. Această stradă mă fascinează. Aceste case vechi, fiecare cu propria sa soartă. De aici sunt doi pași până la parc, până la teatre. Dacă există expresia toată lumea în buzunar, pot spune că am toată cultura în buzunar. Ei bine, să sperăm că pocalul va decide soarta acestui apartament, a spus nehotărât Maria. Și nu a vrut să explice mai mult. Doar l am înviat pe Hamlet pe ureche și i-a oferit încă un biscuit. În seara aceea, Alexandra se pregătea pentru o conversație neplăcută cu Valentin sau Galina. Vecinii în acel moment tăceau. Deși era clar că era liniștea dinaintea furtunii. Galina Abia Saluta se comporta ca și cum ar fi fost singura proprietară a apartamentului. Și ceilalți erau doar vizitatori întâmplătorii pe care dintr-un motiv oarecare nu-i puteai da afară, indiferent cât de mult deranjau. În acea seară, Alexandra a descoperit neașteptat că acasă există mâncare doar pentru Hamlet. A lucrat toată ziua, făcea o broșă, un lăcrămioară roz. Părea că dacă o aduci la nas, vei simți mirosul primăverii. Dar îi durea spatele, îi durea gâtul, în frigider nu era nimic, iar afară ploua. Alexandra a decis să comande mâncare. Când simțea că bijuteriile ieșeau așa cum dorea, corpul ei începea să consume energie cu putere triplă. O apuca foamea creativă. Alexandra a sunat la un restaurant, a comandat funcioza cu legume și un burger. De când avea pe Hamlet, nu mai putea să mănânce porc. Au promis că vor livra totul într-o oră, dar curierul a venit mai devreme. Un tânăr cu față inteligentă. Probabil și el student care și-a găsit un job part-time. Alexandra a plătit, dar curierul nu s-a grăbit să plece. Probabil nici el nu voia să iasă în ploaia rece. Fata nu l-a invitat să intre, el stătea pe scara blocului, privind undeva în adâncul apartamentului. De mult timp locuiți aici? A întrebat el: De ce? probabil de curând. A concluzionat tânărul. Singură sau? Totul a devenit clar. El pur și simplu voia să facă cunoștință. Deși Alexandra stătea în fața lui într-o ținută foarte simplă. Pantalon de training, o cămașă în carouri, mâinile pline de vopsea. În timp ce aștepta mâncarea, schița pe fața ei era obosită și fără niciun gram de machiaj. Nu singură, a spus Alexandra ca să scape mai repede de el și a spus adevărul, de altfel, dacă îl includem pe Hamlet. Aceasta e bine. În această casă nu e bine să locuiești singur. Doar când el a plecat în cele din urmă, Alexandra și-a ridicat din numeri și aproape că pentru prima dată a încuiat ușa, nu doar pe lanț, și s-a grăbit în camera ei. Avea mâncare delicioasă. Neobișnuită. Alexandra se gândea că viața se va schimba într-o zi va deveni bogată și va putea călători în diferite țări să încerce bucătăria străină. Gustul este unul dintre cele cinci simțuri ale omului, la fel de important ca mirosul sau simțul tactil. Bogăția simțurilor este ceea ce Alexandra vrea să trăiască pentru. A doua zi, Alexandra mergea cu metroul la Ladoisk, la o clientă. Aceasta colecționa broșe în formă de flori, iar lăcrămioara era destinată ei. Broșa era foarte frumoasă dar clienta niciodată nu o va prinde pe rochie, nu o va scoate în lume. Bijuteria va sta într-o cutie specială, împărțită în celule, ca într-o celulă. Ca în închisoare Alexandra se miustra din nou că nu ar trebui să atribuie obiectelor neînsăflețite emoțiile omului. Nu se poate așa, altfel toată viața va fi dureroasă. Ca sirenele, când mergeau pe cuțite. Vei începe să plângi pentru fiecare frunză de toamnă care cade pe flori, pentru fiecare treaptă a scării rulante care își face cursa infinită. Apropo de scara rulantă, când Alexandra era foarte mică, credea că în metrou este tot așa. Dacă uiți să cobori la ultima stație, trenul te va zdrobi în tunelul întunecat, ca pe treptele scării rulante. Și când se va întoarce, își va lua forma inițială. Așa de proastă era ea. La stația care preceda cea a Alexandrei. Vagonul s-a golit aproape complet, pasagerii au coborât. Fata a gândit că nu se va așeza deoarece urmează să coboare imediat. Și totuși, ochii ei alunecau peste scaune. Atunci a văzut un telefon uitat de cineva. Negru, fără husă. În celălalt capăt al vagonului stătea un cuplu în vârstă. Și încă o fată într-o jachetă strălucitoare roz era absorbită de telefonul ei mobil. Era clar că nu avea rost să întrebe acești trei dacă era telefonul lor pierdut. Alexandra a luat telefonul în mână. Voia să verifice numerele, poate reușește să sune pe cineva. Atunci va spune că a găsit obiectul și este gata să-l returneze. Dar telefonul cerea o parolă. Ce altceva putea face? Să-l predea responsabilului de la stație. Dacă persoana care l-a pierdut va începe să-l caute, poate se va gândi să întrebe acolo. Coborând din tren, Alexandra a eitat, deși timpul era pe terminate. Clienta o aștepta la prânz. Să păstreze telefonul pentru ea nu i-a trecut prin cap, deci telefonul ei propriu abia mai funcționa. Toți se grăbeau în jur și Alexandra ieșea din peisajul comun. Stătea în picioare, în timp ce mulțimea o ocolea pe ambele părți. S-a întâmplat ceva a întrebat o voce bărbătească. I s-a părut cunoscută Alexandrei. Avea o memorie foarte slabă pentru fețe, dar l-a recunoscut pe băiat. Acesta era cel care livrase mâncarea de la cafenea ieri. Curierul. Iată, i-a arătat telefonul. L-am găsit. Nu pot sparge parola, așa că nu știu cui să-l returnez. Eu știu. Dați-mi și eu voi face, a spus el model ciudat. Nu am mai văzut așa ceva. Ei bine, dacă nu mă descurc singur, poate el va ajuta. El este expert în această privință. Un spărgător de telefoane angajat. Luați mai sus. El poate deschide totul, începând de la cele mai complicate seifuri. Atunci sunt liniștită. Alexandra i-a dat telefonul și a dat din cap la revedere. Acum trebuia să nu mai meargă, ci să alerge. Părea că băiatul vrea să-i spună ceva în plus, dar Alexandrei îi se făcea târziu. Chiar târziu. Și totuși, pentru câteva minute, s-a gândit la tânărul om. În timp ce scara rulantă infinită o ducea în sus. Dintr-un motiv oarecare era sigură că îl va vedea din nou. Și a avut dreptate. A trecut puțin peste o zi și seara, târziu seara, când oamenii cinstiți deja se culcă, el a sunat la ușa apartamentului ei comun. Alexandra a auzit și clopotul. Stătea în camera ei și desena. Valentina a deschis ușa. O conversație scurtă în hol. Galina s-a dus la ea, iar la ea au bătut la ușă. De unde ai acest telefon mobil? A întrebat curierul. Era prea agitat și uitase să salute. Am spus că l-am găsit. Asta nu se poate. Știi ce este acest lucru? Intră, a spus Alexandra. Vino la mine și acolo îmi vei povesti totul. În camera Alexandrei era o dezordine creativă. Galina a trăit într-un asemenea haos toată copilăria. Și, văzându-le din nou, ar fi început să plângă. Alexandra naviga printre șevalet, un taburet pe care erau așezate borcane cu vopsea, printre un dulap mic, masă și pat. A trecut prin acest canal îngust cu virtuozitate, fără să se îmbiedice de nimic și geanta ei se împiedica de totul. În camera mică erau plafoane înalte. Alexandra adesea regreta că oamenii nu pot zbura. Cât de mult spațiu ar avea atunci? A decolat de la prag și a aterizat direct pe pat. Pe pat dormea Hamlet. Nu avea nicio vigilență canină în el nu-i păsa că oamenii au intrat în cameră. Continua să doarmă întorcându-se către perete și cu coada încolăcită ignorând musafirul. Oaspetele a clipit des. Probabil se gândea că are halucinații. Deci, unde? În centrul Sant Petersburgului întâlnești un porc viu. Mai mult în pat. Lucrezi în circ. A întrebat oaspetele. Fac broșe, a spus Alexandra secluați loc ea însă și s-a așezat pe un taburet clătinat, unde nu a îndrăznit să-și așeze oaspetele. A trebuit să se așeze pe pat și să simtă căldura lui Hamlet cu toată partea inferioară a spatelui. Deci, ce voiai să-mi spui? L-a grăbit Alexandra. Acest telefon aparține vreunei persoane importante. Dar ce face o astfel de persoană în metrou? Călătorește cu muritorii de rând. Greu de crezut. Sau este telefonul unui gangster? Sau nu este deloc un telefon? Este un telefon a spus băiatul. Dar nu știu cui ar putea să aparțină. Și da, mă numesc Constantin. Până atunci Alexandra nu-i ceruse numele. De ce? În câteva minute va pleca și nu se vor mai vedea. Uite, a spus Constantin. Am pornit telefonul, s-a aprins fundalul albastru. Apăs, vedeți. Lista de contacte este goală. Nimeni nu a sunat recent nu sunt apeluri primite sau efectuate, nimic. Și, dar telefonul este conectat la internet. Văd că nu înțelegeți ceea ce este normal. Toată lumea trăiește acum cu nasul în smartphone-urile lor. Dar ieri, când am spart parola, am deschis pagina de start Yandex. M-am gândit că poate am noroc cu emailul sau ceva, dar am văzut știrile. Și eu citesc știrile pe Yandex. Ce știri citiți? În vocea Ecaterinei se simțea o ușoară iritare și nerăbdare. Iată, deschid. Bineînțeles, uitați-vă! Vedeți ceva neobișnuit? Alexandra se uita sincer. Pagina obișnuită Iandex în versiunea mobilă. Ce nu e în regulă? Priviți la dată, a sugerat Constantin încet. Dar asta au! Alexandra i-a ridicat ochii spre el: este ziua de mâine. O eroare tipografică. O defecțiune a sistemului. Nu este o defecțiune. Puteți seta orice dată viitoare în calendar și afla ce evenimente vor avea loc. Probabil este un fel de glumă. O aplicație, ca un joc. Da, dacă ar fi. Ieri, când am spart parola, am petrecut toată seara cu acest telefon. Pe prima pagină era o știre despre un accident pe M5. 15 mașini au fost victime. Am vrut să citesc mai multe despre asta pe laptopul meu. Dar acolo era complet diferit. Liniște, pace și grație. Apoi am pornit din nou telefonul și am observat data. Era inexplicabil. Am crezut, și eu, că este o defecțiune a sistemului, și m-am dus la culcare. Dar dimineața despre accident deja era în toate știrile. Atunci am fost lovit ca de un șoc. Ultimele cuvinte, Constantin le-a spus foarte încet. Alexandra era atât de confuză încât nu știa deloc ce să spună. Așa au stat ei tăcuți. Și astăzi, până seara, am să zicem: testat telefonul. Am verificat capacitățile sale. Nu vă va spune ce se va întâmpla peste 100 de ani. Dar ce se va întâmpla în acest an, cu siguranță. Citiți singuri! fie pe Yandex, fie pe Rambler, fie în versiunile electronice ale ziarelor. Veți spune cuiva că l-ați găsit. Pentru că dacă este adevărat, atunci aveți un lucru de neprețuit. Nu voi arăta nimănui. Și oricum nu este al meu. Luați-le, Constantin a pus telefonul în mâna Alexandrei. Tu l-ai găsit. Mi se pare că astfel de lucruri aleg singure cui să vină. Dar eu n-aș fi putut face nimic cu el fără voi ar fi zăcut la mine ca un balast mort. Sau l-aș fi aruncat pur și simplu. Și poate să trecem la tu. De acord. Dar trebuie să-l iei tu. Sie îți trebuie mai mult. De ce? Și ieri vorbea indicitor despre casa noastră. Poți să povestești. Nu vreau să te sperii. Urăsc această frază. Este peste tot. Deodată a izbucnit Alexandra simptomele voastre nu sunt bune. Nu vreau să vă sperii, dar dacă nu faceți asta, nu vreau să vă sperii, dar se va întâmpla ceva. Pot să povestești în mod uman, nu să creezi ceață. Vreau să știu. Și când ai spus că nu trăiești singură, te referi la el. Constantin a arătat cu degetul spre porc. Hamlet a mormăit în somn. Totul era clar și așa. Îți voi spune ce știu. A spus Constantin. Știu foarte puțin, dar nu-mi place deloc. Și, după părerea mea, trebuie să fii foarte precaută. Bine, ascultă! În general, eu învăț. Surprinsă! Am urmărit Alexandra. Învăț să fiu istoric și am un hobby. Caut tot ce este neobișnuit și interesant despre acest oraș, secretele și misterele sale. Este același lucru, a spus Alexandra. Nu, a obiectat Constantin. Iată un exemplu simplu. Dacă doi au ascuns ceva de al treilea, este secretul lor comun. Dar dacă toți trei nu știu ceva, asta este deja un mister pentru ei. Și am ajuns la subiectul sinuciderilor. Cunosc 20 de case, poate chiar mai multe, unde tinerii au încercat să-și pună capăt vieții. Așa este acum peste tot. Toți sunt deprimații. Puțin soare, multă ploaie, nicio siguranță pentru viitor. Constantin încerca fie să o convingă de ceva. Fie pur și simplu gândea cu voce tare. Dar niciunul dintre cei despre care vorbesc nu a sărit pe fereastră, nu a înghițit pastile. De obicei alegeau frânghia sau lama de ras. Și de fiecare dată ajungea uimitor de repede ambulanța, îi lua pe clienți încă în viață și totul se termina cu o notificare impersonală despre moarte, atât de tot. În orice caz, nimeni nu s-a amestecat prea mult în această poveste, nu a săpat prea adânc. Niciunul dintre acești tineri nu avea rude apropiate. Crezi că se făcea asta din cauza locuințelor? Ca cineva să moștenească metri pătrați ai lor. Alexandrei i-a fost brusc frică. Dar de ce atunci doar tinerii se sinucideau? Niciun bătrân sau bătrână. Și totuși bătrânii suferă adesea de depresie. Dar cel mai interesant este că în toate aceste cazuri ambulanța parcă aștepta la ușă. Venea imediat și mereu îi lua pe toți. Probabil știi cum este să aștepți ambulanța de urgență. Uneori ore în șir. Iar dacă o persoană trebuie dusă la spital, chemăm vecinii pentru ajutor, cei mai puternici, pentru că vin fete tinere și asistente medicale slabe. Ele singure nu pot ridica un pacient, nu pot să-l transporte. Dar la aceste apeluri venea întotdeauna o echipă, doi, trei bărbați puternici. Cum ai descoperit toate astea? Nu sunt niște fapte istorice interesante. De ce te-ai apucat de asta? Da, întâmplător. A recunoscut Constantin. Adevărul este pur întâmplător. Pe unul dintre forumuri am dat peste un mesaj că vecina mea, o fată tânără, a fost luată ieri de ambulanță, a venit pe neașteptate. Iar când am chemat pentru un copil bolnav, nu am putut să așteptăm două ore. Dar s-a dovedit că cazul nostru era cu adevărat grav. Liuba a murit mai târziu la spital. Și cel mai important, până în ziua precedentă, nu se observa că ar fi vrut să se spânzure. Era veselă, glumea cu noi. Ceva din această poveste m-a prins și nu am putut să o uit. Apoi am auzit o conversație în microbuz. Acolo, o femeie povestea despre vecinul ei. Tânărul și-a tăiat venele. Ambulanța a sosit imediat. Deși nimeni nu o chemase. Și acel băiat nu s-a mai întors acasă. Dar când am început să caut povești similare, s-a dovedit că sunt destule. Și au luat tineri din anumite case. Parcă acele case erau obligate să plătească un trib atât de îngrozitor. Nu a sărit în ochi. Lumea este destul de numeroasă, mai ales în blocurile cu multe etaje. Aici trebuie să știi ceva, să fii atent pentru a nu rata următorul caz. Și da, casa voastră este și ea în pericol. Acum Alexandra a înțeles de ce Constantin o interoga atât de insistent. Trăiește singură sau cu cineva. Și parcă s-a bucurat când a aflat că are pe cineva. Nu mi-a trecut prin cap că ar putea fi Hamlet dar avem o comună, un străin nu ar intra aici, ar fi imediat observat. Așa că gândesc că nu e nimic îngrozitor aici, nimeni nu amenință. Au fost deja cazuri aici. A spus scurt Constantin. Deci, te rog să nu te contrazi și îți voi lăsa telefonul. Poate te va salva, te va avertiza cumva. Doar să nu uiți să te uiți la știri câteva zile înainte. Galina stătea pe internet și scria mesaje în chat. Ea a intrat acolo de mult timp, era deja considerată un veteran. Un veteran. Un veteran. Un veteran. Un veteran. Un veteran. Acest chat era ca o casă pentru ea. Acum ea compunea un text. Sfătuiți-mă cum să o convin pe vecina să ne vândă camera de alături. Ea s-a născut în ea, nu vrea să plece sub nicio condiție. Nicio altă cameră, nici un cartier verde, nu vrea nimic. O bătrână de peste 80 de ani, fără familie, nici copii, nici nepoți, nici soț. Și vecina înțelege perfect că ne va fi strânt cu un copil mic. Dar este așa de răutăcioasă. Ce să fac? Valentin s-a întors de la muncă. Galina abia a reușit să trimită mesajul ei. A fugit să încălzească cina. Acesta este sacrificiul în numele iubirii. Ea se simțea rău din cauza mirosului de hrișcă. De la chiftele, Galina se întorcea complet ca să nu le vadă. Dar lui Valentin îi plăcea să mănânce calitativ. Și a trebuit să se descurce. Galina nu avea proprii bani. Totul trecea prin mâinile soțului. Trebuie să-i fac pe plac. Cu toate acestea, astăzi Valentin se comporta neobișnuit de econom. A mâncat tacit supa prea sărată, s-a întins după a doua porție. Ce s-a întâmplat? A întrebat Galina. Mama mea vine în vizită, a răspuns el după o scurtă pauză. Galina știa. Soțul ei avea doar o mamă. Trăiește într-o provincie izolată, undeva lângă Samara. Ce are de făcut în Sankt Petersburg? Întrebarea nerostită a rămas suspendată în aer. Valentina a înțeles. Vrea să ne vedem. Nu ne-am văzut de câțiva ani va aduce atât de multe bunătăți rurale încât nu vor încăpea în frigider. Și pentru cât timp ea? A întrebat precaut Galina. Pe de o parte, este bine când rudele trăiesc departe. Dar pe de altă parte. Dacă vin în vizită, nu scap repede de ei. Vei dispărea pentru cel puțin câteva zile. Valentin a confirmat presupunerea Galinei. Pentru o săptămână, a spus el, nu poți lăsa gospodăria pentru mult timp și unde va dormi. Ei aveau un pat dublu, format din două paturi de o persoană unite. Galina s-a gândit că ar putea pune un pat priant pentru soacră și în bucătărie, pentru a păstra cel puțin un anumit confort pentru ea și soțul ei pe această săptămână. Sau chiar mai bine să închirieze o cameră într-un hotel ieftin. Să se întâlnească mama și fiul pe teren neutru. Să despărțim paturile. Se pare că Valentin deja a gândit la toate pe unul vei dormi tu, pe celălalt mama. Ea are spatele bolnav, are nevoie de confort. Și eu pot dormi și pe podea. Totul este clar. Casa se va transforma într-un tabără de țigani. Și nu se poate mama ta la hotel. A întrebat Galina. Acolo va fi mai confortabil pentru ea. Înțelegi, ea este o femeie de la țară, are propriile ei concepții. Ea va fi jignită că nu am primit-o la mine, că nu am găsit loc pentru ea. La mine. Galina a vrut să corecteze, dar s-a abținut, doar și-a mușcat buza. Cum ne-ar fi prins bine acum camera veche? Nu, trebuie să rezolvăm ceva cu vecinii. Noaptea, Alexandra s-a trezit din cauza luminilor colorate care se plimbau prin cameră, ca într-o panică. Ea dormea ușor, și asta a fost suficient. Alexandra a mers desculță la fereastră, urmată de Hamlet. A decis că stăpâna poate se va îndrepta spre frigider. Porcul știa să mănânce la orice oră din zi și din noapte, până îi se crăpa urechile. Fereastra camerei Alexandrei dădea spre curte, o curte sumbră și goală. În jur erau doar case vopsite în culori triste. Aici ar fi putut locui Dostoevski. Noaptea ascundea sărăcia curții. Acum fiecare umbră părea misterioasă. La intrarea în bloc stătea o ambulanță și doi bărbați în halate albe încărcau pe targă o persoană. Și doi bărbați în halate albe încărcau o persoană pe targă. Alexandra a văzut fața unui tânăr de aproximativ 20 de ani. Era palid ca un mort. Alexandra avea în dulap o sticlă pentru lichior. Acum era turnat în ea un amestec de picături calmante, cinci tipuri diferite. Alexandra a turnat jumătate de ceașcă de apă și a adăugat generos din ce trebuia să fie măsurat cu picătura. A rezultat un relaxant, versiunea coniac. Ea a băut pentru că inima îi bătea atât de tare în piept, încât părea că poate trezi vecinii. Ca un ceas mare cu pendul și cu bătaie în miezul nopții. Alexandra și-a amintit. Odată acasă avea un astfel de ceas. Dar pe lângă pendul, avea și un cuc. O cunoștință i l-a vândut mamei ca o raritate. Săraca mamă. Își dorea atât de mult să aibă acasă lucruri la fel de bune ca ale altor oameni. Dar mereu le lipseau banii. În plus, nu avea încredere în propriul gust, pentru că a crescut în sărăcie. Nu arunca nici măcar lucrurile stricate. Hainele vechi se puteau repara, coase. Dar înțelegea instinctiv că pentru asta prietenele ei o vor privi cu condescendență. Așa că mereu accepta lucruri dacă cunoscuții îi ofereau sau îi vindeau la un preț de nimic din ale lor. Veche, de modată. Dar cândva ei au ales toate aceste lucruri. Deci sunt bune? Oare mama a purtat măcar o dată în viață o rochie care i-a plăcut în magazin, nu pentru prețul ei, ci pur și simplu pentru că a decis că este frumoasă? Când părinții își puneau la oaltă salariile, abia dacă le ajungeau pentru a trăi pe picior mare pentru copiii lor, Alexandra și fratele ei mai mic, Artiom. Acum Alexandra câștiga destul. Dar ce putea să le cumpere tatălui și mamei? Doar un frumos monument funerar. Ambulanța a plecat de mult. Alexandra stătea în pat, învelită cu pătura peste cap. De când era mică, îi se părea că așa este mai în siguranță. Că astfel nu i se va întâmpla nimic rău. Monumentul funerar. L-a ales și l-a pus mătușa. Sora mamei. Ea a fost cea care l-a luat pe Artiom la ea. A fost un schimb complicat. Apartamentul cu trei camere al părinților și garsoniera mătușii au fost schimbate pe un apartament cu două camere pentru mătușă, care a obținut tutela asupra lui Artiom. Nu o cameră pentru Alexandra. Fata a fost de acord imediat, aflând că va trăi înconjurată de antiități legendare. Și acum se uită pe fereastră la pereții galben plictisitori cu dâre și curtea unde nu crește nicio firavă de iarbă. Să suporte vecinii Galina și Valentin și să curețe întregul apartament. Chiar și când vecinii nu-i spuneau niciun cuvânt, Alexandra simțea că de la ei emana o energie toxică. Nu putea suporta oamenii care mai mult ca orice pe lume își doreau să nu existi. Avea două opțiuni. Prima era să se retragă. Nu va fi lăsată fără adăpost. Chiar și vecinilor nu le-ar trece prin cap așa ceva. Pentru camera ei, Alexandra ar putea obține un apartament separat undeva la periferie, unde să-și poată închide ușa și să nu mai aibă bucătarii și băi comune. Dar nu va simți ani de zile umilința că s-a predat atât de ușor sub presiunea huliganilor, asigurându-le condițiile. A doua opțiune era să lupte să găsească un loc bun pentru Hamlet, astfel încât să nu le dea vecinilor un avantaj. Porcul era de rasă pură. Avea documente de standard internațional. El ar putea pleca în străinătate spre deosebire de Alexandra. Ea nu avea pașaport. Și ce va fi mai departe? Galina și Valentin îi vor lua camera Mariei. Asta se va întâmpla mai devreme sau mai târziu? chiar dacă va trebui să aștepte până când bătrâna nu va mai fi. Vecinii se vor întinde cât sunt de lungi pentru a obține aci metri pătrați. Și Alexandra va rămâne singură într-un lagăr ostil. Va veni acasă simțind cum toți o urăsc. Va trebui să stea închisă în camera ei pentru că Alexandra nu a învățat niciodată să facă scandal. În programul ei intern nu există acest gen de scandal. Și nu are de unde să-l ia. Hamlet a simțit starea de spirit a stăpânei sale. A clicăit. Copitele lui pe parchet făceau sunete sonore și ciocănitoare. Și a început să o privească neliniștit în față, ca și cum ar fi fost un câine și ar fi înțeles totul. A venit soacra. Se pare că este ceva special să suporți pe cineva o săptămână. Galina însă și era surprinsă de ce percepe această vizită destul de scurtă ca pe o catastrofă ca și cum ar fi o pisică și pe tot parcursul acestei săptămâni ar fi mângâiată contra firului de păr. Dar pisica poate fugi în pot, în beci. Să găsească acolo un alt motan și mai bun decât cel care a rămas acasă. Dar galina pur și simplu nu are unde să fugă. Ei bine, pur și simplu nu există un loc unde să fugă. Soacra era o femeie micuță, uscată. Valentina a întâmpinat-o la gară, a încărcat bagajele în mașină dar de acolo de unde soacra a venit, trebuia să le ducă și la tren. Și cum a reușit ea asta? Lăzile ocupau jumătate din bucătărie. Borcane de 3 litri cu murături, miere, slănină și chiar un rățoi întreg, galben de la grăsime. Ar fi ajuns să mănânce din nou pentru o lună. Galina s-a speriat că soacra și-a schimbat planurile și în loc să stea o săptămână, va rămâne patru. A înțeles și că niciodată nu va putea să o numească pe Ana mama tantianei limba ei nu se întorcea să o numească nora fiică a ei până la moarte. Înainte de sosirea oaspeților, Galina a pregătit un prânz complet. A turnat supa de ciuperci. Pe masa nu era sare. Valentin s-a dus în bucătărie și a adus-o, soacra și-a strâns buzele. Galina a servit felul doi, a strâns farfuriile murdare. Ieșind pe ușă, a auzit. O gospodină bună nu se așează dacă lipsește ceva de pe masă. Și soțul ei nu aleargă după sare. Tatăl tău nu știa unde stau vasele mele. Relațiile s-au stabilit odată pentru totdeauna. Galina nu va putea să-i placă soacrei, oricât de mult s-ar strădui. A decis să nu se mai străduiască deloc, amintindu-și din nou cuvintele rele ale vecinelor, care nu pot să se dizolve în aer pentru a elibera metrii atât de necesari familiilor lor. Galina a mers la magazin. A cumpărat un paravan chinezesc. Pe un fundal negru, păsărviu colorate. Până atunci, Valentin deja demontase patul dublu. De-a lungul pereților erau paturi înguste. Galina și-a separat colțul ei. Pe de o parte, mai bine. S-a creat iluzia unui colț unde te poți izola. Să te întinzi cu telefonul, să-ți ridici picioarele mai sus. Cu sarcina, picioarele galinei au început să se umfle. Pe de altă parte, se crea impresia că acum camera aparține soacrei și fiului ei. Și ea, galina, era supranumerară acolo. Ascunsă într-un colț, în propria ei cușcă. De ce a venit Ana? Galina se întreba nedumerită. În trecut, oamenii mergeau în orașele mari pentru a cumpăra ceva ce nu găseau în provincie. Făceau o listă, nu pe o singură foaie, includea unii dorințele rudelor și prietenilor. Dar acum puteai să cumperi totul peste tot. Și soacra nu era dornică să meargă prin magazine. Galina a înțeles mai târziu. Ana a venit în zonele îndepărtate să vadă cum trăiește fiul ei. Să-i ajusteze viața în felul care îi se părea ei corect. Învață să coci, îi spunea ea Galinei. Vad că nu te apropii de cuptor, dar e păcat. Plăcintele te scot din încurcătură. Când îmi creșteam băieții, pe masa mea era întotdeauna o farfurie cu plăcinte. Cu cartofi, cu varză, cu ce era mai ieftin făceam. Chiar și cu cârnați de ficat. Și bărbații mei niciodată nu mergeau flămânzi. Ieftin și sățios. Dar la tine în fiecare zi carne pe masă. Asta e cât de mult se duce pe mâncare, iar Valentin câștigă singur. O săptămână. Galina își repeta în fiecare seară. Doar o săptămână. Și a trecut încă o zi. Valentin i-a spus că i-a cumpărat mamei bilet de întoarcere cu trenul. Galina a prins curaj și și-a promis singură că în timpul rămas nu va ieși din cadrul stabilit. Dar cu bune intenții, cum se știe? Da, Galina a încercat să minimizeze conversațiile cu soacra. Dar ea, ca și cum nu observa afecțiunea urorii, întreba detaliat. Și cine la voi aici curăță toaletele? Pe rând. Galina a răspuns cu dificultate. Se pare că rândul nu ajunge la tine. Totul este frecat de o fată cu mopul. Ea e tânără, nu-i greu. Și nu e însărcinată, apropo. De ce îi plătești bani dacă ea face totul singură? Spală ca blestemată. Nu, ei curând Galina îi va da un șut, da așa că va zbura de aici. Și un alt șut pentru tine, ca să te închizi. Asta ar fi vrut să-i spună Galina, dar iată tăcea ca un partizan la interogatoriu. Răbdarea ei s-a sfârșit neașteptat. Singura mașină de spălat automat din apartament îi aparținea Galinei. La vremea respectivă s-a grăbit să o cumpere și a ocupat cel mai bun loc în baie. Un alt aparat acum nu ar mai încăpea acolo. Unde să-și spele hainele Alexandra și Maria în laiane sau la spălătorie? Nu o interesa pe Galina. Și cu siguranță niciuna dintre vecine nu s-ar fi gândit să ceară permisiunea să se spele în mașina altcuiva. Așa că grămada de rufe care a apărut pe mașina de spălat nu a provocat nicio îndoială în privința proprietarului ei. În plus, Galina văzuse această bluză galbenă pe soacră. Și pantalonii erau clara ei. Pare simplu, nu e așa? Ia lucrurile cu două degete, bagă-le în mașină, toarnă detergent, pornește programul și gata. Asta e mama soțului. Ea va pleca în doar două zile. Dar pe Galina a cuprins-o al nouălea val de iritare și chiar de ură. Nu voia să atingă hainele bătrânei, să le ia în mâini, să inaleze involuntar mirosul corpului murdar. În ea ardea dorința de a se răzbuna pentru săptămâna petrecută cu gura închisă, când e sigilată de bunele maniere și nu poți spune ceea ce gândești. A împins cu piciorul hainele bătrânei în colțul cel mai murdar al băii și a mai călcat pe ele. Iar în mașină a pus propriile lenjerii de pat. Înainte de venirea soțului, a întins cearșafurile și fețele de pernă albe, care încă miroseau a proaspăt spălate. Soacra a văzut că lucrurile ei au rămas nespălate. A mers la baie să verifice, s-a întors. Buzele îi erau strânse ca un fir. Când Valentina a venit, Galina trebuia să pregătească cina. Dar ea întârzia. Voia să iasă pe nevăzute din bucătărie. Să se apropie de ușă și să audă ce spune bătrâna. Nu avea îndoiel că se va plânge. Dar a subestimat cât de supărată era Ana. Nu a vrut să se ascundă. Când Galina a pus în fața fiecăruia o farfurie cu chiftele și piure, soacra a întrebat, ridicând bărbia și adresându-se doar fiului ei, ca și cum nora nu era acolo: De ce nu mi-a spălat soția ta lucrurile? Valentin voia să mănânce, nu să se certe. Probabil că e obosită, a spus el diplomatic, mânuind furculița. Toată ziua stă pe pat. Soacra voia să adune observațiile săptămânale. Și scuipă în tavan e greu pentru ea să pornească mașina de spălat. De ce? Aici Galina a izbucnit pentru că nu sunt spălătoreasă. A spus ea cu un zâmbet care ar putea eclipsa soarele. Atât de multă ură arzătoare exista în ea. Pentru că atât fiul tău cât și tu trăiți în casa mea. Și dacă așteptați să vă servesc, poate altcineva va face asta, dar nu eu. Sacra s-a sufocat de indignare și dorința de a răspunde, I-a trosnit maxilarele. Apoi una dintre ele s-a mutat din locul obișnuit. Proteza sua crei fusese făcută la cel mai ieftin preț în spitalul local și nu a rezistat emoțiilor. A trebuit să meargă la baie să o aranjeze. A fost o umilință suplimentară. Galina a ieșit și ea să se calmeze și să facă ceai. Când s-a întors, Valentin ajuta mama să-și strângă lucrurile. Nu erau multe. Soacra adusese un dar mare în sacoșe mari și hainele ei într-o sacoșă micuță. Rufe murdare au fost puse într-o pungă. Unde te-ai gândit să mergi? A întrebat Galina, accentuând tu. Unde mergea Soacra nu o interesa. La un prieten, a răspuns Valentina Bia audibil. El a dus-o pe mama și apoi nu s-a întors acasă să doarmă. Dar Galina știa că asta era doar temporar. Unde mergea el? Un timbru în pașaport, un acoperiș deasupra capului și un fiu în perspectivă. Se va întoarce drăguț când va fi gata. Doar să stea cu bătrâna până când o va pune în tren, ca să arate că e de partea ei. Și va veni. Alexandra și Maria abia dacă au observat că în apartament a trăit o persoană străină. Ei se retrăseseră în camerele lor, ca care se retrage în cochilie. Galina, mereu nemulțumită și cu voce tare, umplea tot spațiul în apartament. Nu voia să se intersecteze cu ea. Alexandra stătea pe pat mângând un hamster acoperit cu o pătură în carouri, îi scărpină gâtul. Dar gândurile ei erau departe. Înțelegea că un eveniment ca o tentativă de sinucidere într-o casă individuală probabil nu va ajunge pe siteurile mari de știri. Și acum pur și simplu trecea de la o rețea de socializare la alta verifica știrile comunităților, uitându-se cu o zi, două, trei înainte. Înțelegea că această muncă poate fi infinită și probabil fără rezultate. Și chiar probabil că așa era. Dar era un sentiment ciudat să afli ceva ce încă nu știe nimeni. E greu să fii Dumnezeu și chiar să porți în tine o scânteie mică. Să fii un văzător e și mai greu. Poți să vezi cine câștigă un meci de fotbal, ce politician va avea cariera distrusă dar pe Alexandra toate acestea nu o interesau. Deodată ea tresări și începu să clipească des. Avea un astfel de obicei, ca și cum tot ce era neplăcut ar dispărea de la sine. Trebuie doar să clipești și apoi să te uiți mai atent. Merg acasă astăzi, citea ea pe forum. Este primul ceas al nopții. Văd că în curtea noastră este o ambulanță. Scoțând o fată. Capul spart, Părul în sânge. Au scos-o atât de repede încât am vrut să mă apropii să întreb ce s-a întâmplat, dar imediat au încărcat-o și au plecat. Cu girofarul. Sub mesaj era o fotografie făcută, se pare, în grabă pe telefon. Alexandra a clipit pentru ultima oară. Nimic nu s-a schimbat. Era intrarea lor, grafitiul familiar, iar pe targă, da. Se pare că era chiar ea era acoperită cu ceva, dar acele păr sângerând. Poți schimba destinul. Sau va conduce, oricum, ca în povestea lui Oleg, la acel șarpe. Să încerci să te cațări sau să îți pui labele pe piept și ce va fi, va fi, nu? Alexandra s-a uitat la data. Acest lucru se va întâmpla în cinci zile. Deci, are doar cinci zile. S-ar părea că este simplu. Știi ziua, ora și locul când se va întâmpla cu tine. Așadar, trebuie să pleci undeva discret și să aștepți, apoi să te întorci. Nu avea unde să plece. Să ceară să stea peste noapte la una dintre prietenele necăsătorite, chiar și mătușa nu o va da afară, dacă este vorba doar de o noapte. Poți inventa o versiune convingătoare pentru toată lumea. Cred că probleme cu apa, gazul, electricitatea, vecinii fac renovare, ea este deranjată de mirosul de vopsea. Există multe opțiuni la alegere De ce Alexandra reține asta? Hamlet Nu va fi acceptat în vizită, dar Maria se poate uita după el pentru o zi. Se iubesc unul pe altul. Deci ce? Chiar și fluturele din povestea lui Ray Bradbury nu poți interfera cu ceea ce este programat de destin. Un fluture strivit accidental poate schimba cursul istoriei. Cel mai simplu este să nu crezi în tot ce s-a întâmplat în ultimele zile. Tot ce poate face telefonul este să fotografieze. Alexandra va susține asta cu toată lumea, cu excepția lui Constantin. Dar dacă presupunem că predicția este adevărată, este insuportabil să aștepți nenorocirea și să nu faci nimic. Alexandra a planificat două lucruri pentru ea însă și să meargă la fratele ei și să vorbească cu Constantin. Artiom avea o mare diferență de vârstă față de ea. Fratele ei avea 12 ani și, desigur, se considera adult. Și se supără că la vremea respectivă toți au decis totul pentru el, nu vreau să trăiesc cu mătușa, a spus el atunci. Alexandra era nimic, orb de lacrimi și confuz ca un copil. De ce ca un copil? Ea era atunci un copil de 18 ani. Fica mamei, favorita, studenta în primul an, I s-a părut că totul s-a terminat pentru ea odată cu moartea părinților. De ce nu au luat-o acasă? De ce nu a fost în acea mașină cu ei? Pentru că nu îi plăcea la țară. Și părinții trebuiau să aducă fructe de pădure. La țară era plin de căpșuni. Mătușa Nadia, deși a plâns și a purtat negru, nu a ratat niciun detaliu. A negociat totul, atât cu biroul funerar, cât și cu cantina. A comandat masa de pomenire. Ea a rezolvat problema locuinței la fel de repede. Fratele și sora s-au susținut unul pe celălalt. Ultimele două fragmente ale unei familii distruse, dar mătușa a spus: Îmi pare rău, Alexandra, ești aproape adultă. Nu te voi lua la mine. Vei ieși mâine, poi mâine la căsătorie. Familie tânără, copii. Este greu pentru mine să mă implic în toate acestea și voi stabili tutela pentru artiom. Unde să-l iei pe umerii tăi acum? Ce ai tu în afară de bursă? Învață liniștit, stabilește-te, iar fratele tău va crește la mine. Nu-ți face griji, nu-l voi răni. Acum vom împărți apartamentul în mod echitabil. Vei avea propria ta casă. Artiom a ținut-o pe Alexandra de mână tot timpul, ca și cum ar spera că ea va împiedica acest plan. Și că amândoi vor rămâne să trăiască în casa lor ca înainte. Doar că dormitorul părinților va fi gol. Dar Alexandra a înțeles: Dacă nu lași emoțiile să te copăleșească, să preia controlul, atunci mătușa are dreptate. Cel mai mult se teme Alexandra că, ocupată cu studiile și practica, își va pierde fratele. El va renunța la școală, se va lega de vreo companie de curte și ea, sora lui, va observa totul prea târziu. Doamne ferește, băieții să jefuiască vreun trecător întârziat sau să se cațăre noaptea într-un chioșc. Sau chiar să se apuce de droguri. Atunci părinții o vor blestema chiar și din lumea de dincolo. Ci că nu a avut grijă. Ea e sora mai mare, deci e de vină. Mătușa Nadia lucra ca contabil în district. Deși nu avea proprii copii, nu era străină de procesul educativ. Atunci Artiom era încă foarte mic, nu putea decide nimic singur, dar faptul că sora a cedat în fața mătuși, el l-a perceput ca o trădare și mult timp după aceea nu a vrut să vorbească cu Alexandra când ea venea în vizită. Doar în ultima vreme el s-a mai înmuiat și între ei a apărut ceva asemănător cu relațiile de dinainte. Acum însă Alexandra nu voia să urce la mătușă în apartament. A sunat-o pe frate și l-a chemat în curte. Alexandra l-a văzut când ieșea din scara blocului și nu-și putea lua ochii de la el. Era clar că Artiom va crește un băiat frumos, dar cel mai important, el seamănă atât de mult cu mama. Se spune că băieții seamănă cu mamele și fetele, cu tații. Acum Alexandra și Artiom vedeau în celălalt tremurul părinților care nu mai sunt. Ce ai? a întrebat Artiom, apropiindu-se. Alexandra venise la o oră nepotrivită. De obicei, își vizita fratele în weekenduri, iar astăzi era miercuri. În alt timp, Alexandra ar fi glumit, ar fi inventat vreun motiv. Dar astăzi s-a permis să fie sinceră. Pur și simplu mi-era dor. Nu am pe nimeni în afară de tine, a spus ea. Asta e la mine. Niciodată, Artiom, un băiețel de 12 ani, nu a vorbit atât de serios. Tu ai pe cineva sau vei avea? Vei avea proprii copii. Iar eu, mătușa, așteaptă să termin clasa a noua și să merg la vreo școală profesională. Și gata, ea e liberă. Iar eu, armata, apoi restul vieții. Poate că atunci când voi termina serviciul, nu voi fi singur. Dar până atunci, spre marea surprindere a lui Artiom, sora l-a îmbrățișat puternic. Voia să-i strângă capul la piept, dar el era deja aproape mai înalt decât ea s-au lovit cu frunțile. Tem, iartă-mă! Totuși te iubesc să știi asta. Și de ce ai venit? A strigat el deja în spatele ei, pentru că Alexandra se grăbea să plece și... Se pare, își ștergea ochii cu palmele. Ea doar a dat din mână. Alexandra, pentru toate forțele, încercând să nu izbucnească în plâns în fața lui. Asta a fost ceva de necrezut. Toți s-au pus de acord să o epuizeze. Și soțul ei, proprii ei rude. Galina a pus jos telefonul și a râs cu acel râs. După care cei din jur aleargă după medicamente calmante. Sau chiar după o cămașă de forță. Tatăl tocmai o imise cu o veste. La ea, în St. Petersburg, se pregătește să vină bunica. Înainte, bunicuța avea propriul apartament iarna și cabana vara. I se spunea că mai devreme sau mai târziu va trebui să recunoască vârsta și să se mute cu rudele sau într-un azil de bătrân. Dar asta era ca o furtună pe care meteorologii o promit peste trei zile. Poate că va trece. Poate că se va simți bine până la capăt și va pleca la Dumnezeu din pereții natali. Acum stătea la fica și ginerele ei într-o casă pe care o considera străină și la care nu se putea obișnui. Tatăl Galinei a sunat-o, vocea lui era vinovată. Bunica vrea să vină la tine, a spus el. Galina a fost șocată. De ce? Ea te-a crescut, nepoata favorită. Și tu atâta timp nici măcar nu întreb despre ea. Ea spune, Galina m-a uitat complet. Nu vi la noi. Poate bunica vrea pe de o parte să se agite. Toate prietenele ei au rămas acolo unde a trăit înainte, iar pe de altă parte să se despartă. Vârsta deja. Cine știe cum se va termina viața? Poate că nu vă veți mai vedea. Galina și-a imaginat. Bunica trebuie să știe totul. Unde te-ai dus? De ce ai plecat? Când te întorci? Și de ce atât de târziu? Mai bine nu merge, ci sună. Ce ai cumpărat? Ce vei găti? Și asta nu vreau. Pregătește-mi asta. Galina se va transforma simultan într-un copil mic, care trebuie să raporteze fiecare pas și într-o servitoare pe care bunica Lucia o va comanda. Și pentru o clipă, Galina simți cu adevărat că este din nou ea cea de dinainte, cea mai mică din familie, care nici nu se gândește să refuze pe cei mai mari. Iată că și paravanul a fost cumpărat. Se poate amenaja un colț pentru bunica. Valentin se va întoarce. El nu are nicio obligație față de bătrână. Galina și-a imaginat expresia feței lui când va afla că soția l-a dat afară pe mama lui pentru a-și adăposti propria bunică. De ce ei, tinerii cărora natura încă le-a programat să trăiască, ar trebui să se adapteze la cineva care și-a trăit deja partea? În niciun caz, i-a spus Galina tatălui. Explică-i bunicii că nu am unde să o găzduiesc. Nici să nu se gândească la asta. La vârsta ei, călătoria grea este o pierdere, nici măcar nu am un colț liber și din supărare pe viață, pe rudele care nu înțeleg nimic și îi pun pe umeri o problemă după alta, a izbucnit în plâns chiar în receptor. Voi glumiți cu mine, nu-i așa. Toți glumiți pe seama mea. De ce nu vă pasă de mine? Trimiteți-o pe bunică la Elena în Londra, acolo sigur va avea mai multe impresii decât în apartamentul meu mizerabil de comună. Și fără să mai asculte ce-i spune tatăl, a închis conversația și apoi a plâns mult timp în micuța ei cameră. Avea sentimentul că întreaga lume este împotriva ei acum. Înainte de a merge la Constantin, Alexandra trebuia să plimbe Hamlet. Porcului i-au făcut o zgardă specială pentru plimbare, dar nu au reușit să găsească un guler pentru gâtul lui gros. Porcul se plimba cu afacerile lui, fără să observe pe nimeni în jur. Era interesat doar de ce putea mânca pe drum. Încerca totul cu dinții în funcție de sezon. Frunzele de toamnă, atunci frunzele, zăpada, atunci zăpada. Hamlet nu observa pe nimeni în jur. Dar trecătorii neapărat se uitau la el, copiii întrebau: Cine este acesta? Iar adulții explicau: Porcușorul. Și în ochii lor era o confuzie, chiar văd asta. Deși Alexandra era neliniștită, a fost amuzată de o fată care și-a pus cu Evlavie mâinile pe piept. Aceasta este prima porc în viața mea. Stai să vezi, vor fi și mai multe. A promis mama, trăgând-o pe fiică după ea. În cele din urmă Hamlet a fost plimbat și închis în cameră. Cheia i-a fost dată Mariei pentru cazul în care porcul se trezește și începe să strige. El poate fi hrănit, iar mâncarea este în dulap. Vom petrece un timp minunat. A promis Maria. Îi voi citi poezii. Mergeți liniștit la treburile voastre, draga mea. Când Alexandra s-a sunat cu Constantin și l-a rugat de o întâlnire, ea a spus că vrea să se întâlnească cu el pe un teritoriu neutru, undeva la o cafenea sau bar. Nu pot suporta asta! Mâinile mele nu ar trebui să tremure. În bijuterie sunt necesare mișcări precise. Degetele mele tremură de frică, ca ale ultimului bețiv. Și dacă este așa, vreau să mă îmbăt. Am nevoie ca cineva sănătos să supravegheze asta și apoi să mă trimite acasă. Poți face asta? Vom face asta, a răspuns Constantin. Și Alexandra, deși nu-l putea vedea în acel moment, a dat din cap mulțumită. Și iată că stăteau la o masă într-o mică cafenea. Aceasta sunt oasele pe șapte vânturi. Și Alexandra, înainte chiar de a începe conversația dintre ei, a băut rapid un pahar de coniac. Acum, probabil, mă voi liniști. Înăuntru este ca și cum totul s-a legat într-un nod. Știi, detectivii, nu sunt deloc pe gustul meu. Nu este genul meu absolut deloc. La noi este mai degrabă un thriller. Constantin a scos din geantă un mic laptop. L-a deschis, pagina de internet de acasă s-a încărcat foarte repede. Constantin doar s-a încruntat nemulțumit, a deschis un alt fișier. Alexandra a vrut să se aplece peste masă către el. Dar el, din potrivă. A mutat masa și acum s-a așezat lângă ea. Fata a văzut harta Sankt Petersburgului, marcată cu unele simboluri. Aceasta a spus Constantin. Sunt cazurile despre care știu. Ei bine, despre ce ți-am spus eu. Dar de ce pe unele case sunt două sau trei? Am văzut câteva tentative nereușite de sinucidere. Lângă am pus datele când s-au întâmplat. Alexandra a fost perplexă. Dacă pe această hartă virtuală nu este curtea lor, nu este băiatul care a fost scos pe targă. Ea a văzut asta cu proprii ochi. Deci, totul e prostii și temeri inutile. Ea a găsit curtea ei pe hartă. Pe casa vecină erau desenate cruciulițe. Și data era aceeași. Poate telefonul îți va sugera ceva. Constantin a ridicat ochii spre ea. Oricum, pe casa ta este de asemenea o cruce vezi. Nu ai nimic împotrivă dacă aflu mai multe despre istoria locuinței tale comunitare. Săpat în trecutul ei. Cine a locuit acolo înaintea ta? Au fost deja evacuați oamenii de acolo. Alexandra a dat din cap gândindu-se dacă să-i spună sau nu că telefonul i-a prezis o dată fatală. În loc de asta, ea a început să consume licoare, pahar după pahar. Poate că, atunci când totul va începe să se învârtă în fața ochilor ei, va avea curajul să spună totul. Constantin și-a ținut promisiunea. A chemat un taxi, susținând-o de umeri, a condus-o la mașină și s-a așezat pe scaunul din spate alături de ea. Ești cu mine. Ea a fost surprinsă de vocea ei nesigură. Sincer, nu i-a reușit să spună asta din prima încercare. Trebuie să fie cineva să te ajute să urci scările. Ei s-au prăbușit lângă ușa apartamentului ei. Maria încă nu dormea. Se pare că ea a invitat un porc la o petrecere veselă. Alexandra a auzit vocea bătrânei și râgitul mulțumit în răspuns. Când Alexandra a intrat, Maria stătea în fotoliu cu un pachet de biscuiți, iar Hamlet la picioarele ei aștepta nerăbdător următoarea porție de gustare. Dar nu asta a atras atenția Alexandrei. Dulapul vechi de lângă ușă era între deschis. În el pe umerașe atârnau haine și printre ele două halate medicale. Mâine. Acesta a fost primul gând care i-a venit Alexandrei în minte când s-a trezit. Totul se va întâmpla. Mâine. Sau nu? Ei bine, acum ea simțea deja în subconștient, în coloana ei vertebrală, că se va întâmpla. Aerul era electrificat, ca înaintea unei furtuni. Până la tremurat. Porcul care zăcea la picioarele ei a sforăit în somn. Dormea exact ca o pisică, pe spate, cu copitele în sus. Hamlet spera la o dimineață liniștită și clătite. Alexandra îi făcea adesea clătite. Și dacă avea noroc, cu a. Porcul iubea cel mai mult bananele din lume. Alexandra l-a mângâiat pe burtică cu două degete. Cu grijă, fără să-l trezească. Ea îi citea gândurile chiar și în somn. Nu ar trebui să mănânci atât de mult, i-a spus ea încet. Altfel vei fi ca Ester. Știi despre ea. Stăpânii ei au luat-o când era un purceluș mic, gândindu-se că este de rasă și va fi micuța de la oală la două verste. Dar a crescut o cal mare. Adică o porcine mare. Bleah, porcule, am vrut să spun. În acel moment, aproape că i-a invidiat pe lacrimi lui Hamlet. Și ea dorea să se gândească la clătite, la, la mărgele, la chiloți, la o plajă albă ca zăpada și la o mare caldă, unde fusese doar de câteva ori. Asta a fost în copilărie. În loc de asta, trebuie să te gândești cum exact vei fi ucis. Dar de ce? Această întrebare nu a apărut. A fost clar chiar și ieri, când vorbeau cu Constantin, și ei știau. Fiecare despre sine. De ce? Ei sunt tineri, organismul funcționează ca un ceas Și fiecare parte a lui valorează banii, bani, bani buni Și este atât de tentant să prindă în plasa ta ca un păianjen o muscă, o persoană pe care nimeni nu o va căuta Alexandra a scos telefonul Noaptea îl punea în saltea în același loc, astfel încât chiar și în întuneric să-l poată pipăi în orice secundă Poate că spera că va putea hipnotiza viitorul cu voința ei să-l schimbe Alexandra știa de asemenea că vede această pagină de forum, această fotografie pentru ultima dată. Mobilul arăta doar viitorul, dar nu ziua de azi. Și de aceea s-a uitat la fotografie cu o atenție triplă. Cine zace pe targă? Ia sau Galina? Amândouă aveau părul ondulat până la umeri. Fața femeii era întoarsă de la privitor. Și încă sângele. Mergi și ghicește care dintre ele este. Sanitarii nu puteau fi distinși deloc în in întuneric. Doar halatele albe. În bucătărie se certa Galina. Alexandra a ascultat și si a înțeles. Robinetul începuse să picure. Pe podea se formase o baltă. Bine că Galina a observat la timp, altfel vecinii de dedesubt ar fi venit să-i sa bată. Sau cel puțin i-ar fi forțat să facă reparații. Galina a deschis brusc ușa fără să bată și a aruncat o privire. Am chemat un lăcătuș. Va veni doar mâine. Nu spălați vasele în bucătărie. Doar în baie. Ea a avut din nou acel ton de stăpână, care aparținea întregului apartament. Apoi a mers la Maria și a repetat aceeași informație. Alexandra nu avea de gând să mănânce micul dejun deloc. Nu -i intra nimic în gât. Hamlet are hrană uscată. Pentru o zi va fi suficient. Doamne, trebuie să mai gândesc unde să-l las, dacă, adică, niciuna dintre prietene nu-l va lua. Poate Constantin. Se pare că este o persoană responsabilă. Ei bine, în cel mai rău caz, el va avea grijă de Hamlet. Trebuie să existe o societate de ajutor pentru porci orfani. Se pare că trec pe o dietă cu vin. Murmură Alexandra, turnându-și un pahar plin cu vin roșu spaniol. Sticla fusese în dulapul ei de mult timp. Era destinată pentru ziua de naștere. Ei bine, ce să faci acum? Constantin a sunat când Alexandra se întindea să-și toarne al doilea pahar. Ce ai aflat? Interesant! A spus el ei bine, grăbește-te, îi spuse Alexandra. Să ne întâlnim! Doar nu ca ieri. Nu mai am timp pentru emoții Trebuie să mă asculți, să înțelegi totul și să-ți amintești Alexandra a înțeles El nu vrea să-l vadă plângând și să se confeseze Nu vrea să o vadă ca în ajun beată Astfel de lucruri se comunică cu mintea limpede Și eu deja adică totul sub influența alcoolului S-au întâlnit în parc Hamlet, care avea o memorie, nu mai era decât a unui câine a început imediat să grohăie în mod neplăcut, cu un ton acuzator. Spera că Constantin, ca un vechi prieten, i-a adus ceva delicios de mâncare. Inițial, Constantin s-a simțit vinovat și și-a ridicat mâinile neajutorat, dar apoi a găsit totuși un bomboană uitată în buzunar. În procesul consumului căruia Hamlet s-a scufundat cu entuziasm. Au mers încet pe alee. Și Alexandra nu avea chef de cei care se uitau la porc după aceea. În general, în camera ta înainte de acest bețiv a trăit un tânăr băiat, a spus Constantin. Nu mult timp, chiar mai puțin de un an. Îți dai seama ce s-a întâmplat cu el? Alexandra și-a ținut respirația. Ei bine, ce s-a întâmplat cu el? Totul a rămas rău cu el. Dar când asistenții medicali l-au luat din apartament, tipul acesta arăta destul de respectabil. Doar că era întins pe targă foarte palid și complet inconștient. Noi noștri cunoscuți sunt totuși niște intriganți serioși. Ei inventează diferite metode de suicid. Celor care s-au întâlnit în curte, asistenții medicali le-au spus că băiatul a înghițit prea multe pastile. În asta, eu sincer, nu cred. Mai degrabă a fost o injecție cu o substanță rapidă. Un lucru știu sigur. Bătrâna ta preferată stătea acasă pe atunci. Ea le-a deschis ușa. Cel mai probabil, ei s-au schimbat la ea acasă, a spus Alexandra gânditoare. Și în alte case, același lucru care este pe harta mea. Acolo a fost aceeași poveste. După ce tinerii plecau la dezbateri, în camere se muta cineva temporar. Dar dintre cei care nu vor supraviețui mult timp, bătrânelul pâine de mâncat, bețivul și așa mai departe. Era un fel de tampon pentru a nu atrage atenția. Dar ca nimeni să nu se întrebe ce este cu apartamentul nenorocit acela, unde sinucigașii se succed unul după altul. Și apoi pâine de mâncat a plecat pe lume destul de pașnic, după toate regulile. Și au fost în și parastase. Dar cine ne poate ajuta? Pentru Alexandra, această întrebare a decis soarta ei. Adică avem suficiente dovezi să mergem la poliție cu toate acestea. Nu-i așa. Râzii. Și nu te uita la mine cu speranță. Nu am un investigator cunoscut, unul empatic care să se prindă imediat și să acopere tot acest sistem. Pentru că este un sistem. Nu am nicio îndoială. Ei bine, atunci totul este terminat. A concluzionat Alexandra și și-a coborât capul. Chiar dacă i-a pleacă astăzi, va închiria o locuință în alt loc, spuneți mi doar pe ce bani. Sistemul nu va deveni mai puțin vigilent pentru o vreme, iar apoi păianjenul va țese din nou pânza sa și altcineva va merge la dezbatere. Nu am un ofițer de poliție cunoscut, a spus Constantin. Dar am un prieten care a fost bandit. Ei bine, este adevărat, asta a fost în trecut, dar asta nu se uită. Până la urmă, nu te dezveți niciodată. 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 Am putea să așteptăm și să observăm pentru a aduna fapte. Dar nu merge. Mâine trebuie să te salvăm concret pe tine. Și da, mâine nu vei ieși din casă, pentru că cu siguranță cineva te va urmări. Fie că ești acasă sau nu. Cel mai probabil Maria te spionează. Oh, bătrâna asta nu e ușoară. Dacă, așa cum spui, a trăit aici toată viața, a văzut multe lucruri. Cu siguranță nu a fost doar acel tip care a fost luat de aici, ci și alții înaintea lui. Eu nu am săpat atât de adânc. Ști, asta e cel mai greu de crezut pentru mine. Cum poți să dai pe cineva care nu bănuiește nimic să nu l avertizezi? Poate i-au plătit bine. Sau poate i-ați promis că va deveni un fel de intermediar. O vor ajuta să treacă în lumea cealaltă. Și după ea, în acest apartament se va muta cineva tânăr, pentru scurt timp. Mâna Alexandrei era foarte rece. Probabil că nu voi mai putea să pictez niciodată, a spus ea. E stupid să vorbesc despre asta acum, nu? Când nu se știe cum se va termina totul mâine. Dar pur și simplu, când pictezi sau faci ceva, cum se spune în limbaj înalt, creezi, trebuie să ai lumină în suflet. Și eu, după toate astea, nu voi mai putea să cred pe nimeni. Tu lucrezi cu pietre prețioase, iar ele sunt veșnice și mereu frumoase, indiferent de ce. Când va veni banditul tău? Nu te teme, vă voi face cunoștință. Până mâine vom gândi cum să aranjăm totul mai bine. Și nu te teme! Ne vom descurca! Ei bine, cel puțin ar trebui! Și tu ai grijă de stăpâna ta, porcule! Înainte de a pleca, Constantin a mângriat mult timp pe Hamlet și a periat puținii pererari. Alexandra s-a gândit că ar fi vrut să fie în locul porcului. Seara în apartament nu era liniștea obișnuită din ultimele zile. Galina era indignată în toată bucătăria și totodată în tot coridorul. Ce sume cer pentru întreținere, iar instalatorul va veni doar mâine după amiază. Asta nu e normal! Ea a închis apa în bucătărie, dar acum cu fiecare ceașcă și oală trebuie să alerge la chiuvetă, care cu siguranță nu este adaptată pentru asta. Apoi, din bătăile ușoare la ușa Alexandra a înțeles. A venit Maria. Îmi doream foarte mult să nu mă întâlnesc cu bătrâna, dar ea a venit de una singură. Pot? Eu deja mă pun la somn. Tonul riscant era neobișnuit pentru Alexandra. Dar în acel moment Maria cu siguranță avea alte preocupări decât aceste subtilități. În alte timpuri Alexandra ar fi început să o întrebe ce s-a întâmplat, pentru că pe fața bătrânei pur și simplu nu era nicio expresie. Draga mea, a spus ea, mâine voi pleca. Am decis să mă duc la o prietenă odată la o mie de ani. Nu voi încuia ușa în urma mea. Știi ce fel de degete am? Apoi va fi greu să te descurci cu cheia. Vei avea grijă, draga mea, tu vei fi acasă mâine. Nu vei pleca nicăieri. Alexandra se uita la Maria, incapabilă să dea din cap, s-a uitat mult timp. Apoi, în cele din urmă, și-a înclinat capul. A doua zi s-a dovedit că Alexandra totuși va trebui să iasă pentru scurt timp. Nu mai era nimic de mâncare acasă, și Hamlet nu putea rămâne fără plimbare. Adică putea, dar Alexandra ar fi trebuit să se ocupe de consecințe și s-a dovedit că a ieșit foarte bine. Exact în acel moment au sosit Constantin și banditul său cunoscut. Alexandra doar a privit și s-a gândit că, chiar dacă nu știa nimic despre el, ar fi încercat să treacă pe cealaltă parte a străzii dacă l-ar întâlni. Un arici scurt, păr de o culoare nedefinită și o față la fel de lipsită de culoare. Sprâncenele, buzele abia se distingeau și doar privirea ochilor gri era aspră, chiar prădătoare. Noi cu Alexei vom merge sus, a spus Constantin pe drum. Tu vei veni, ne vom cobor. Hamlet de data aceasta spera în zadar că va fi hrănit. Băieții nu s-au oprit niciun minut, au intrat în scara blocului. În timp ce Alexandra voia să ia mâncare doar pentru porc. Ea însă și nu putea mânca în momente de stres, dar apoi s-a gândit că Constantin și prietenului său ar trebui să mănânce ceva, și coșul de plastic cu care se plimba printre rafturi a început să se umple. Când Alexandra s-a întors cu cumpărăturile și se urca pe scări, cunoștințele ei coborau pe scări de undeva de sus. Poate că au fost pe al patrulea etaj sau chiar mai sus. Uite, a spus Constantin. Nu este nimeni în coridor ca să intrăm. Alexandra a deschis ușa grea de la intrare. Coridorul era gol. Din camera galinei se auzea muzică. Două umbre au alunecat neauzit în camera Mariei. Lăcătușul a venit când deja începea să se întunece, iar galina era adusă la disperare. Valentin nu a sunat. Și chiar și farfuriile ar fi fost mai ușor de spart pe jos decât de spălat. Voi cere o reevaluare. Nu voi plăti chitanța pentru această lună. Ne-ați lăsat fără o picătură de apă timp de două zile. Oh, nu te văita, a sfătuit-o prietenește galina pe lăcătuș. Ce nevoie ai tu de apă? îți va curge în baie. Înainte aduceau cu gălețile din râu, pe jug. Galina a cerut ca lăcătușul să-și dea numele. Intenționa să scrie o plângere la cele mai înalte instanțe. Chiar acolo a permis lăcătușul și a scos jacheta și s-a apucat să inspecteze robinetul. Alexandra stătea la ea și era în deplină alertă. Adică îmbrăcată. Stătea lângă fereastră, privind ansios în curtea întunecată. Niciodată nu știuse că ambulanțele pot provoca teroare. Dar s-a speriat și mai tare când lângă ea a apărut Constantin. Liniște! Principalul lucru este să nu fi văzut de nimeni. Ieși din apartament și urcă două etaje mai sus. Stai pe scara blocului. Dacă ceva, sunt mulți oameni în apartamente. Bați la ușă și ți se va deschide imediat. Atunci poți chema poliția. Dar acum du-te! Dar ei nu vor face asta cu un străin de față, Alexandra se referea la lăcătuși. El nu este un străin. Este unul dintre ei. L-am recunoscut în fotografie. La momentul potrivit, el va deschide ușa pentru cel de-al doilea. Dar tu? Eu voi rămâne aici. Du-te! Doar fi atent să nu fi văzut de acest lăcătuși. Și el a șoptit cu groază despre Hamlet al Galinei. Ei nu vor veni după carne de porc, pot să mă crezi. Alexandra pe vârfuri a ieșit din camera ei, a alergat până la ușa din față. A reușit să o deschidă și să o închidă fără zgomot. Și urcând la etajul 4. În fereastra scării a văzut cum în curtea lor intra lent o mașină. Ușa din spatele Alexandrei s-a deschis. Ea s-a înfiorat puternic, ca și cum pericolul ar putea veni de acolo. Dar era doar un vecin cu un pachet în mână. Un tânăr băiat. Alexandra îl cunoștea la față, dar nu-și amintea numele lui. Se pare că fusese trimis să scoată gunoiul. Pe fața lui se putea citi cât de mult nu voia să facă asta. Și tu ce faci aici? S-a mirat, el a uitat cheia, da. Alexandra s-a strâns și mai mult pe trepte. Voia să devină un ghem neobservabil. Și a dat din cap că nu. Hai la noi, a propus băiatul. Stai la noi puțin. Așteaptă până când cineva de al tău vine. Bei un ceai. Alexandra se temea chiar să-și ridice vocea pentru a nu fi auzită de cel care urca din jos. Și el urca. Ea auzea pașii lui Grei. De aceea, Alexandra a dat din nou din cap și a făcut un semn cu mâna ca să treacă. Băiatul doar a ridicat din umeri, de parcă ar fi spus, ei bine, treaba ta. Și a început să coboare. Alexandra a auzit și fuga lui s-a oprit brusc. Împotriva voinței ei s-a uitat, deși se părea că cel care o urmărea simțea privirea ei, că îl atrăgea cu privirea ei. El își va ridica capul și se vor întâlni cu privirea. Dar nu putea să nu privească. Acel om era imens, ca un taur, și pașii lui, Alexandra a observat din nou, erau grei. Trăsăturile feței brute, tricou de culoare protectoare pe brațe. Unul ca el va sufoca în momentul în care te prinde. Alexandra știa că ușa apartamentului nu era încuiată. Sanitarul nu va trebui să aștepte. Dar va putea Constantin și prietenul său să-l înfrunte. Unul ca el este greu de doborât. Și mai era și al doilea. Și ea a observat că deși bărbatul nu a spus niciun cuvânt. Băiatul cu pachetul de gunoi s-a lipit de perete, lăsându-le să treacă. Poate că ar trebui să cheme poliția chiar acum. Pentru că acolo jos într-un minut va începe bătaia. Dar Alexandra a inta. Constantin i-a spus să aștepte. Și ea a așteptat. Galina scoate găleata cu apă murdară. Nu! Ea intenționează totuși să depună o reclamație împotriva acestui lăcătuș. Se chinuie cu acest nenorocit robinet de două ore. După ce a vărsat apa, s-a întors înapoi. Galina pur și simplu nu putea lăsa un străin fără supraveghere. Și dacă i-ar veni ideea să sustragă ceva? Ce ai putea fura dintr-o bucătărie comună? Asta e o altă întrebare. Ce ai micul închis la culoare de la bătrână? Al ei, cel nou electric, Galina îl ținea prevăzător în cameră. Masa scundă a Mariei, etajera de deasupra acesteia, unde erau aranjate câteva cutii de cereale. Da, valoare îndoielnică. Ce mai era acolo? Scaunele și gândacii. Dar Galina nu putea să nu fie atentă. Pe drum a văzut că ușa către camera cu sută era întredeschisă. Și nu era nimeni acolo. Galina, bineînțeles, nu o considera pe porc. Oricum, trebuia să scape de această creatură de acolo. Creatura, adică Hamlet, dormea în locul său preferat. Pe pat, pe pledul în carouri. Ușa deschisă era ca o invitație mută. Și Galina a intrat. Voia să inspecteze camera, să evalueze în ce stare era. Tânăra femeie nu putea face nimic în privința asta ea deja vedea apartamentul ca fiind aproape al ei. Și nu avea niciun dubiu că în cele din urmă vecinele i-ar ceda locul. Nu avea de gând să le ademenească cu condiții speciale în noul loc sau cu o plată generoasă. Mai bine să exercite presiune și să le sperie când se întoarce Valentin. Dar acum se putea întoarce Alexandra. Îi voi spune că am intrat să închid fereastra. Trage curent chiar în coridor. Se gândea Galina, îndreptându-se spre fereastră. Lovitura la ceafă a venit complet neașteptată. Părea că s-a prăbușit întreaga lume. Sau că i-a explodat capul. Galina nu mai simțea cum mâna cui va oprindea. Hamlet speriat și țipând a fugit. Nu suporta oamenii străini care îi invadau teritoriul. Aceștia puteau face orice unor mici porci neajutorați. Instalatorul, Apropo, el avea un astfel de poreclă. Vova instalatorul. Pentru că venea adesea în apartament vizate cu un set de unelte. Era pe punctul de a scuipa de uimire, la ce nu mai aduc oamenii. Unii au un crocodil care înoată în cadă, alții au un porc care doarme în pat. Dracu! S-ar fi putut opri acest mic monstru. Pentru că acum pe țipetele sale isterice s-ar putea aduna locatarii din aceste mici apartamente. Fata comandată acum zăcea pe podea. Și băltoaca de sânge de lângă capul ei creștea rapid. De data aceasta, versiunea era puțin diferită. Accident nefericit. Fata s-a urcat pe noptieră să schimbe un bec la lustre. A căzut și s-a lovit la cap de colțul ascuțit. Greu de contestat, dar instalatorul era nervos. Voia să o ducă repede pe fată la mașină și să plece. Serghei ar fi trebuit să fie aici oricum. Sper că nu a uitat să aducă targa cu el de multe ori uită. Nu întotdeauna, dar des. Acum trebuie să merg la bătrână după halat. Instalatorul a împins ușa și s-a oprit pe prag. La doi pași de el, întinzându-și brațele în mod prietenos, stătea un băiat necunoscut. Și avea un zâmbet de lup. Părea că zâmbește de la o ureche la alta, dar asta era perceput ca un rânjet și apoi totul s-a întâmplat foarte repede. Chiar și Constantin, care stătea astfel încât să nu fie văzut din spatele ușii, nu se aștepta ca lui Alexei să-i ajungă un singur atac, câteva mișcări și o lovitură zdrobitoare. Poți să-l legi? A întrebat Alexei, dându-i un alt șut corpului neînsăflețit pentru siguranță. Mai e încă unul pe drum. Celălalt, care urca în apartament, știa că la sosirea lui ușa de la intrare nu va fi încuiată. Așa și a fost. Prin urmare, nu a fost alarmat. A intrat în apartament, mișcându-se uimitor de silențios pentru dimensiunile sale. Și doar pentru siguranță ascultând și privind în întunericul coridorului, totul e liniștit. Răspunsul a fost liniștea. A avut noroc puțin mai mult. A câștigat câteva secunde pentru că primul lucru pe care l-a văzut când a intrat la bătrână a fost corpul partenerului său, neînsăflețit, zăcând într-un colț. Și părea că bărbații erau doar doi acolo, și amândoi slabi. Totuși, Serghei, deși era robust ca un taur, nu a încercat să se lupte. A alergat prin coridor și aproape a reușit să ajungă la ușa de la intrare, apoi un șut undeva în spate. Un bocanc greu s-a imprimat în coloana vertebrală și el a căzut în genunchi. Încă o lovitură, acum la gât. Și cel cu ariciul pe cap deja îl lega pe brațele fără vlagă ale sanitarului la spate. Gata, am plecat. Constantin îl cunoștea pe Alexei de mulți ani, dar de fiecare dată când privirile lor se întâlneau, ceva se răcea în interiorul băiatului. Părea că însă și moartea îl privește. Sună repede poliția adevărată, pe cine mai e acolo, și cheamă-ți fata de pe pod. Constantin nu a auzit cum ușa s-a închis în urma lui Alexei. El pur și simplu parcă a dispărut. Alexandra stătea în curte și, mușcându-și pumnul ca să nu izbucnească în plâns după tot ce trăise, privea cum în curte doi bătrâni aduceau pe targă pe Galina. Nu se putea schimba ceea ce ea deja știa. Nu se putea schimba viitorul. Se putea doar pregăti sufletul pentru el orice pregătire, cum îți stă în putință. Galina a fost ținută mult timp în spital. Un traumatism cranian sever, o mare pierdere de sânge. A fost o norocire că au reușit să salveze copilul. Chiar și când Galina a început să se ridice, se simțea rău. Tot timpul îi era rău, se învârtea și o durea capul. Valentin venea în fiecare zi. La început stătea lângă pat. Apoi o scotea pe soție la braț să se plimbe prin parc. Așa cum Constantin prezisese, atacul asupra apartamentului a fost considerat de poliție o tentativă de jaf. Și pentru cei reținuți era mai avantajos să se țină de această versiune. Constantin era considerat un erou pentru că reușise să-i rețină pe amândoi. Și se simțea foarte stânjenit. Și ar fi transferat cu bucurie povara gloriei pe prietenul său. Dar Alexei a interzis categoric chiar și menționarea numelui său. Toată lumea m-a uitat deja, a zis el, nu vreau să fiu amintit. Galina a refuzat categoric să se întoarcă acolo unde aproape fusese ucisă. Alexandra nu avea de gând să-i spună ce trebuia să se întâmple de fapt. Situația s-a rezolvat în mod neașteptat. Constantin a spus că este gata să facă schimb. Apartamentul meu cu două camere dintr-un cartier liniștit și verde pentru camera Galinei dintr-o casă comună. Ai o nebunie temporară? a întrebat-o Alexandra direct. Dar Constantin era serios. Înțelegi că această poveste ar putea continua, a spus el, deci nu trebuie să ne despărțim. Maria, care s-a întors a doua zi, abia ieșea din camera ei. Și când totuși o părăsea, încerca să meargă cât mai silențios posibil. Dar Alexandra a intrat în bucătărie în momentul în care vecina punea pe foc vechiul ei ceainic. mic. Alexandra s-a sprijinit de pervazul ferestrei. E un miracol că am supraviețuit. Nu-i așa a întrebat ea ca și cum ar vorbi singură. Maria nu și-a ridicat privirea. Noi tocmai discutam despre asta cu Constantin. V-au intimidat sau v-au plătit? Pentru că voi toți știați. Nu puteați să nu știți. Știați, Maria a dat din cap afirmativ. Nu s-a uitat la Alexandra. Mi s-a promis că voi fi trimisă în lumea cealaltă dacă le spun cuiva orice. Asta se întâmplă de ani de zile, și nu moartea mă speria. Am fost bătută foarte tare în trecut. Alexandra a fostul meu soț. Și această frică de durere. Ai dreptate să nu mă ierți. Dar cum ai aflat? Alexandra i-a arătat vecinei cutia neagră a telefonului. Un dispozitiv interesant. Prezice viitorul mai bine decât Wolfmesin. Dacă nu era pentru asta, planul vostru, planul acelor oameni și al tău s-ar fi realizat în totalitate. Și nemiloasă în tinerețea ei, ea a aruncat plecând. Cât de mult v-ați dorit să trăiți de-ați recurs la asta? De atunci, ele aproape că nu mai vorbeau. Apartamentul își trăia propria viață, iar Maria nu participa la ea. Doar lumina care se aprindea seara în fereastra ei indica că era acasă. Și în camera ei, Galina, s-a mutat Constantin. Deja sărbătoriseră băieții pe Vasile. Alexandra tot încerca să-l invite pe Alexei, dar Constantin spunea că sigur nu va veni. Și când Alexandra spăla vasele în bucătărie, târziu în seara aceea, vecina s-a apropiat de ea. Desigur, nu erau nici copii, nici un ton confidențial între ele. Voi pleca pentru două săptămâni, a spus Maria. Mă cheamă o cunoștință. Voi merge la mare. Vreau să-l mai văd odată. A sunat o prietenă, fiul ei mi-a rezervat un bilet de avion. Zic asta doar ca să nu spargi ușa gândind că a murit. Nu mi-ar fi trecut prin minte, a răspuns Alexandra rece. Maria a dat din cap și s-a dus la ea, sprijinindu-se greu de baston. Ea a plecat când nici Alexandra, nici Constantin nu erau acasă. Taxiul o aștepta jos. Singurul de care Maria s-a despărțit a fost Hamlet. Când bătrâna a intrat în camera Alexandrei, porcul s-a grăbit spre ea. El era conștient de la cine putea avea mereu pretenții și nu a fost dezamăgit. Oaspetele mai venise aici și în absența gazdelor. Hamlet molfăia biscuiți, primind o cutie întreagă. Iar Maria a deschis un sertar al mesei, a scos ceva din el și a pus în loc o foaie de hârtie. Ei bine, dragul meu, ea a dat din cap spre porc, dar nu s-a aplecat să-l mângâie. Ar fi fost greu pentru ea să se ridice din nou. La aeroport, o fată frumoasă a întrebat-o pe Maria, bagajul dumneavoastră. Aveți multe lucruri. Ea a arătat o geantă mică. Asta e doar bagaj de mână. Pot să o iau cu mine? Desigur. Alexandra și Constantin s-au întors acasă de la cinema. Știau că îi așteaptă o seară minunată înainte, cu vin și discuții. Au supraviețuit, și asta e cel mai important. Poate că mai sunt multe lucruri, dar până la urmă sunt vii. Iar tinerețea le oferea sentimentul de nemurire. De unde ai biscuiții, recunoaște, s-a năpustit Alexandra pe Hamlet. Ai fost iar să cerșești. O să crești într-un porc mare, și atunci nu te voi mai iubi. Maria stătea în scaunul avionului care se îndrepta încet spre pista de decolare. Nu credea că va mai zbura vreodată. Locul ei era lângă hublou și s-a bucurat de asta. Să vezi cum pământul dispare de desubt, cum avionul trece prin nori și aceștia se adună ca niște castele albe în aer, iar avionul le ocolește și pare că zboară atât de încet și va fi soarele deasupra prin aerul albastru. Dar parcă se întrezărește întunericul spațiului cosmic, care e atât de aproape. Va veni momentul când Alexandra va găsi actul de donație pe care l-a semnat Maria. Să trăiască fata în liniște cu Constantin al ei și să nu fie Hamlet deranjat de nimeni, nimeni să nu-i amenințe liniștea. Vecinul Mariei și-a înclinat scaunul, pregătindu-se să facă un pui de somn. Era un bărbat în vârstă, cu puțin păr pe cap, și-a dat jos ochelarii și și-a aruncat capul pe spate, probabil convins că va adormi imediat și va sforăi, probabil. Maria a desfăcut fermoarul la geanta ei, brodată. Am închis micul telefon negru. Ce i-a spus el atunci? Că în două ore va fi în toate știrile. Prăbușirea unui avion. Nimeni nu a supraviețuit. Ea însă și nu a putut să-și pună capăt vieții. Până la urmă, sinuciderea este un păcat teribil. Dar aici, în ceruri, aproape de Dumnezeu, nu era frică. Și toți acești oameni. Ei bine, ea nu era Dumnezeu și nu era dat să schimbe viitorul, din păcate. Din păcate. Din păcate.